Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu, asta îmi place să zic, ca în fiecare luni seară. Mie profesorul Valentin Stanțel, îmi place că știu. Sunt aici, la prietenul meu. E adevărat și mie îmi place. Nu speție. Dacă nu mi-ar plăcea, aș fi candidat la primăria de sector. De palier, bă. Vali, acum, cum să spun, vorbim cu o sinceritate totală. Eu pot fi un analist local aici, adică în cartier. Chiar aici, localnic. Da, dar un analist localnic. Dacă vine vorba totuși de Iran, de geopolitică, de asta, pun informațiile cap la cap, pot să intuiesc, pot să fac o analiză cu informațiile pe care le-am dat. Sincer, mi-e greu. Marius. Așa că da, îi rog pe unii care sunt prezenți aici și au mai multe cunoștințe. Ce s-a întâmplat? Hai să livrăm oamenilor. M-am uitat și tu probabil ai urmărit de... Am putea spune ore, nu? De când a început tot acest tumult. Și... Marius. Greu. Propagandă, minciuni, dezinformare. Dar de ce? De la bun început vreau să zic. Știi ceva? Astăzi nu o să discutăm de ce asta. Ah, ok. Și o să încercăm să discutăm noi așa cum suntem și să... Oamenii să decidă. Nu, eu te întrebam de ce, că parcă totuși la războiul din Ucraina, da, după invazia Rusiei în Ucraina, parcă n-a fost de la început atât de multă propagandă. Zici? Sau poate ne-am obișnuit noi cu ideea că a trecut timp? Hai să spunem câteva lucruri de la început. Da. Mai întâi, cred că o să fii de acord cu mine că, într-un fel sau altul, ori cum ar... curge evenimentele și sunt momente critice pentru pacea regională, pentru problematicile nu de securitate la scară globală, dar all in all, dacă ne raportăm la Israel, și eu așa mă gândesc la Israel, Marius, în primul rând, cred că acolo sunt 400.000 de români. Eu văd Israelul din perspectiva asta în primul rând. Da, o bună perspectivă sau altfel de perspectivă. Deci sunt atașat de Israel prin această matrice. Comunitate. Care ne leagă și ca istorie, nu mai vorbesc de cultură, sunt oameni care vorbesc românește perfect. Care au... Ba chiar cu farmecul. Exact, exact. Care și-au păstrat tradițiile. Sunt oameni de aici care merg acolo și sunt primiți cu atâta dragoste. Florin Piersic, de pildă. Da, nenumărate vizite acolo și nu numai, mulți deci, care merg. Acum români sunt peste tot, în Europa, nu, în Italia sunt mulți, în Spania. Ei sunt din... Da. Dar eu zic că România este legată prin aceste, hai să spunem, fire nevăzute, dar cu atâta profunzime, dacă te uiți la modul în care am evoluat în istorie, de această țară. Pe de altă parte, și de foarte mult timp. Exact. Deci simpatia noastră va merge întotdeauna către țara unde sunt români. Pe de altă parte, sigur, trebuie să spunem foarte clar, nu cred că a fost cineva mai vehement aici, în primul rând, în emisiunile tale, decât noi, vreau să zic, în a se manifesta împotriva antisemitismului. E o bătălie pe care am dus-o întotdeauna. Dacă te uiți la ororile pe care le produce terorismul de tip Hamas sau terorismul sponsorizat de Iran. Și despre asta am vorbit. În regiune, iar cred că am spus ce era de spus de atâtea ori. Nu este niciun fel de bias, nu este niciun fel de participare à l'envers, cum spun francezii, de andoaselea față de aceste nu realități triste, pe alocuri tragice, cu care ne confruntăm în zonă de mai bine de 50 de ani. Dar acestea fiind zise, Marius, începe o altă analiză. De aici începem să privim lucrurile, așa cum sunt. Și ceea ce vrem să facem, dragi români, este să vă informăm, în primul rând, despre ce se întâmplă acolo. Ce am aflat pe canalele de presă? L-ai văzut pe Kirby? Mamă, ce ne mai pomeniți suntem noi? Cum am distrus toate rachetele Iranului? Bun, de ce a atacat Iranul doar pentru că e terorist? Ok, Iranul e terorist, am înțeles. Și cum am dărâmat noi toate rachetele și ce eficienți suntem și bun, ok. Și acum ne gândim cum să ripostăm la ce s-a întâmplat acolo. Bă, dincolo de ce s-a întâmplat acolo și să vedem imediat ce s-a întâmplat acolo, încă o dată,
Există un pericol major în Orientul Mijlociu. Și când spun pericol major, Marius, eu nu mai gândesc de mult la frontiere, la orgolii, la grandstanding în materie de, nu-i așa, emfază etatică la nivelul unor actori majori. Nu, mă gândesc la viața oamenilor. Mă uit că ostaticii preluați de Hamas sunt încă acolo. Încă își trăiesc suferința și tragedia pentru că guvernul Netanyahu și nu a fost... lor. Exact, guvernul Netanyahu nu a fost în stare să-i aducă acasă. Vedem tragedia din Gaza. Și acum avem conflictul cu Iran. Ce s-a întâmplat de fapt? Ce s-a întâmplat de fapt? Marius, povestea asta începe într-un context foarte complicat. Hai să vedem o hartă întâi. 843-a. Vă rog. Așa. Uite, am făcut harta asta. N-am făcut-o eu, bineînțeles. Da. Doamne ferește. Am pregătit-o. Ok, am pregătit această harte de la Britanica, ok? Mm-hmm. Și vezi că am încercuit acolo, ca se vadă, am încercuit cu albastru, acolo Israelul, vezi? Da. Și în urmă cu ore s-a produs un atac asupra Israelului, pe calea aeriană, rachete și drone, și vezi săgetuțele roșii. De unde au plecat? De unde au plecat? Din Siria, da? Din Liban. Astea sunt în apropiere de Israel. De pe teritoriul Iranului, care este la o distanță considerabilă, da? Ca să poți ataca Israelul aerian de pe teritoriul... 2000 de kilometri. Exact, trebuie să treci peste... teritoriile altor state. Uite sudul, din Yemen, vezi? Care a atacat, e vorba de rebelii Houthi, nu? Au atacat și ei Israel. Și avem de-a face cu un atac masiv, 300 de vectori aerieni care au lovit Israelul, nu în sensul că au ajuns în spațiul aerian israelian, pentru că mare parte... Au fost distruse înainte de a ajunge spațiul. Exact. Deci, dar au plecat către... Israel. Israel. Ținte din Israel. Acum, ce se întâmplă? La 1 aprilie, forțele israeliene au lovit consulatul Iranului în Damasc. Au fost uciși lideri importanți din înalta ierarhie militară a Iranului. Sigur, Israelul nu a făcut o declarație publică pentru a-și asuma, nu? Acest moment. Până aici ok? Da. Cunoaștem aceste lovituri care se dau în 2020. Soleimani ucis în Irak de o dronă americană, da? Și este clar că dacă avem astfel de lideri care organizează atentate teroriste, pentru că ăștia sunt lideri ai gărzilor iraniene, ce funcționează în schema de acțiune în afara frontierelor Iranului. Și aici, sigur, adică intră... nu armata regulată a Iranului. E armata regulată, dar ei au acest vector care acționează inclusiv pentru organizarea forțelor din afara teritoriului iranian. Mm-hmm. Și aici intră tot ceea ce ține de activitatea proxilor sau activități de terorism clasice. E bine, această acțiune împotriva Iranului, care se produce prin bombardarea consulatului, în baza convenției de la Viena, cu privire la relațiile diplomatice și consulare, este o acțiune care vizează statul, pentru că ăla e teritoriul statului iranian. Așa se consideră. Chiar dacă se află în Siria. Absolut. Orice ambasada României, oriunde este ea pe planeta Terra, este teritoriul românesc. Dacă vrei să dai o bombă acolo... De ce au atacat consulatul? Pentru că trebuiau uciși acești oameni. Aveau informații că sunt acolo și au lovit. Așa cum s-a întâmplat cu Soleimani în 2020. Avea informații că a aterizat la Irak, știau cine, americanii l-au rezolvat. Bun. Acum, când îți asumi să faci așa ceva, sigur, pot exista consecințe. Iranul nu a reacționat pe Soleimani.
Nu a reacționat nici în general până la această lovitură de la Damasc, da? Care se întâmplă la 1 aprilie, atunci când a fost vorba de alte lovituri ale Israelului, Iranul nu a reacționat. Există o formulă care se practică și acum, da? La discuțiile cabinetului de război în Israel. Atunci când există niște considerente care nu-ți permit o reacție, o ripostă imediată, formula clasică este asta. Vom reacționa la momentul și în locul pe care le vom alege noi. Momentul potrivit. Da? Deci până acum Iranul a acționat la momentul potrivit. Așa și-au asumat să facă. După această lovitură de la Damasc, ei s-au aflat într-o situație delicată. Nu mă interesează aici analize, discuții. S-au aflat într-o situație delicată. Deoarece au o populație față de care trebuie cumva să se poziționeze în fața unor astfel de mișcări care au valoare strategică, nu? Care produc daune imense în Iran, pentru că regimul ayatollahilor trebuie și el să supraviețuiască politic, nu? Chiar dacă ei controlează... Da, cum și Netanyahu trebuie să supraviețuiască politic. Păi aici este micuța noastră problemă la care o să ajungem la un moment dat. Sigur, ne putem întreba de ce se întâmplă ce se întâmplă în ultimă instanță. Dar deocamdată ne uităm la facts. Iranul a avut nevoie să reacționeze după ultimele evenimente de la Damasc. Nu poți să faci mormântările unor lideri ai gărzii... Și să te faci că plouă. La care participă milioane de oameni și să le spui alora... Eh, să mai întâmplă. Exact. Ok. Și atunci ce s-a întâmplat, Marius? Iranul a decis că pentru a-și salva fața... Onoarea... Exact. Dar vezi că aici lucrurile sunt importante. Nu e o chestiune în asta ca și cum am stat noi nu, de nu, vorbă pur la pur și simplu. Adică cuvintele au greutate. Atenție. Și sunt acoperite în realitate. Ei încep să fie contestați în interiorul Iranului. Au nevoie să spună oamenilor că nu pot fi tratați așa. Sigur, acțiunile strategice ale Israelului sunt cunoscute. Dar pe de altă parte, Iranul trebuie să-și protejeze, repet, imaginea, în primul rând, pe relația dintre regimul ayatollahilor și propria populație. Trebuie să le livreze ceva. Și se întâmplă ceea ce am văzut cu toții la televizor. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat, Marius? What? Crezi că uza vedi? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Au atacat cu ce? Cu 300 de drone și rachete? Mamă, ce atac! Mamă, cum a fost atacul ăsta și cum au distrus aliații 99% din aceste rachete. 99. Poate? 99,99. Crezi că vis-a vedem și? Așa, zi deci mai de ce facem asta? Zi mai departe. Da. De ce facem asta? Răspunsul e simplu. Pentru că și în partea astălaltă a istoriei avem nevoie de față. Iranul a informat Statele Unite ale Americii cu privire la acest atac. Că va ataca, da. Toate datele, inclusiv tactice, au fost transmise guvernului american. De vreme ce guvernul american a avut tot timpul din lume să-și instaleze și să-și pregătească sistemele pentru a veni în ajutorul Israelului, care, atenție, a știut la fel de bine ca Washingtonul ce se întâmplă, cum va fi lovit, de unde și cu ce. Ceea ce am văzut prin această acțiune militară a Iranului nu este așa cum ni se spune, un atac bezmetic. Da, regimul ayatollahilor, da, ei sunt cei care sponsorizează terorismul global. Da, este un regim care, într-adevăr, poate fi gândit și amplasat în axa răului. Ok, dar ce a făcut acum Iranul a fost zero. Dacă te uiți la Kirby, doar nu se tăvălea pe jos. Mamă, ne-au atacat și noi, am arătat că vom veni și vom face... Ce ai făcut, Kirby? Ok. Hai să ne uităm puțin la sistemul israelian de interceptare. Te bagi? Da. Dați-mi 846-a. L-am lăsat în engleză că e simplu de povestit. Vezi, acolo în stânga Iron Dome. Celebru Iron Dome, da?
care interceptează rachete cu rază scurtă, proiectile de artilerie. Aici sunt niște interceptoare care se bazează pe lansatoare, sisteme de control, radar, etc. Da? Vezi de la 4 la 70 de kilometri. Ai David Sling, praștia lui David, după aia. Astea interceptează rachete balistice cu rază scurtă sau rachete de croazieră. Deci este un nivel superior și în dreapta sistemul Arrow în două trepte, Arrow 2 și Arrow 2 și Arrow 3, care interceptează rachete cu rază medie de acțiune, sistemul Arrow 2 pentru astea care vin la altitudine mai joasă și Arrow 3 pentru cele la altitudine mai înaltă. De asemenea au lansatoare, centru de control, centru de management al bătăliei. Deci ăsta este un sistem foarte eficient pe care îl are Israelul. Cumva poate pe trei niveluri să se contrapună unui atac de tipul aceea ce am văzut. Acum însă, sigur, vezi, imaginea asta e luată de pe Al Jazeera, e un articol acolo, în Al Jazeera, din 14 aprilie 2024, cum s-a numit această operațiune a Iranului? Promisiunea adevărată. True promise. De ce? Pentru că i-au tot spus că vor reacționa la aceste atacuri, nu-i așa, constante ale Israelului, n-au făcut-o. Acum s-au poziționat pentru a face un astfel de gest. Și-au atacat cu 300 de astfel de vehicule sau rachete care, sigur, au țintit teritoriul israelian. După acest atac, Iranul a anunțat că operațiunea este încheiată. Deci au încheiat, practic, acțiunea pe care o anunțaseră. Pe care o anunțaseră. 849. Uite, vezi? Ăsta este pe Twitter-ul lor de la ONU. Ok? Da. Este site oficial. Și spune, desfășurată pe baza articolului 51 din Carta ONU referitor la legitima apărare. Ce a spus Iranul? Noi am fost atacați la Damasc, pe teritoriul național, pentru că despre asta vorbim, la nu? Teritoriul consulat, exact, în teritoriul național. Și în baza articolului 51 din Carta ONU, care permite dreptul la autoapărare, da, sigur, raportând la Consiliul de Securitate, i-au raportat la Consiliul de Securitate această acțiune, să fim bineînțeleși. Am reacționat, am răspuns militar. Și vezi că spune aici, acțiunea militară a Iranului a fost un răspuns la agresiunea regimului sionist, așa numesc ei statul Israel, împotriva țării noastre diplomatice din Damasc. Problema poate fi considerată încheiată. Și spune mai jos, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever. SUA nu trebuie să se amestece, dacă nu e așa, cumva Israelul va reacționa la acest atac. Deci, ce știm până aici? Israelul a fost supus unui atac de către Iran, Iranul a spus că acest atac este o reacție de legitimă autoapărare în baza articolului 51 din Carta ONU și că după acest atac Iranul a închis ostilitățile cu Israel. Da. Consideră acțiunea încheiată și anunță dacă va exista o ripostă, ce ați văzut, cele 300 de vehicule aeriene sau rachete, da, se vor transforma în altceva. Deci vom ataca mult mai puternic decât atât. Dacă va exista ripostă. Dacă va exista ripostă. Bă, Marius, acum, ajungi și aici. Hai să vedem cum navigăm în povestea asta. Mai întâi, 300 de rachete și drone, da? 320. Pe bune? Da. Nu s-a întâmplat nimic, a fost rănită o fetiță. Nu? Hai să mergem la comunicatul lui Biden. Da. 848. Comunicatul din 13 aprilie. Eu am extras de aici ce ne interesează în poveste, pentru că lucrăm cu documentele, după cum se vede, cele mai relevante și mai importante. Citim.
Da. În cursul zilei de astăzi, Iranul și aliații săi care operează în Yemen, Siria și Irak au lansat un atac aerian fără precedent împotriva instalațiilor militare din Israel. Punct. Cu roșu. De unde știe Biden că atacul a fost împotriva instalațiilor militare din Israel, de vreme ce majoritatea rachetelor și dronelor iraniene au fost doborâte înainte să ajungă în spațiul aerian izraelian? Grea întrebare. Pentru că unele au și ajuns. Deci, să vedem. Marius, eu ți-am pus o întrebare și te mai întreb a doua întrebare imediat. De ce această întrebare nu a fost pusă nicăieri în presa română? Păi n-au avut unități. N-au avut pe cartelă, nu? N-au avut pe cartelă și spațiu de emisie și era un lift. Așa. Răspunde-mi tu la întrebare, prima. De unde știe Biden? Pentru că au și ajuns unele proiecte, unele rachete au și ajuns, au lovit țintele militare. N-are nicio legătură. Au ajuns... comunicat înainte sau păi ce? Păi fii atent. Au ajuns niște... Păi ne-ai zis mai devreme că au anunțat și atacă? Da, dar asta trebuie să-ți arate foarte clar următorul lucru. Numai că au anunțat și ce atacă. Au avut listă, Marius. Tocmai. Au avut totul clar, precis. De aici comunicatul lui deci, Biden. De-aia, dragi români, vă ajut să decodificați comunicatul oficial al Casei Albe. Păstrează, Ana, comunicatul pe... A, așa, da. Perfect. Deci, Marius... Din acest rând aflăm că americanii știau exact ce ținte sunt acolo. Știm la momentul ăsta că în ciuda excepționalei impenetrabilități a sistemului de apărare israelian, niște ceva, nu știu ce, niște ghinde au căzut pe baza militară, da? De unde s-a declanșat atacul israelian împotriva Damascului. Deci iranienii au reușit să arunce acolo niște ghinde. Deși toate rachetele și dronele s-au dărâmat, nu? Ba. Citim mai departe de la președintele Statelor Unite. Așa. Condamnă aceste atacuri în termenii cei mai fair posibil. Foarte frumos până aici. La indicația mea, pentru a sprijini apărarea Israelului, armata americană a mutat avioane și distrugătoare, dispunând de apărare împotriva rachetelor balistice în regiune în cursul săptămânii trecute. Cum? Deci pe parcursul unei singuri, deci vorbim de o săptămână. Deci îți dai seama la ce minuție a fost informată Casa Albă cu privire la atacul iranian? De vreme ce ei au știut că au timp să facă asta într-o săptămână. Nu a fost pericolul că iranienii vor ataca înainte sau că va fi vreo mișcare surpriză. Nu! Au știut exact ora, și secunda. Și au văzut liniștiți de treabă știind că acele rachete table. Vor fi lansate exact. Data de la ora de. Exact, Marius. Și acum, ca să le arătăm oamenilor, ieșim puțin din acest document al Casei Albe și ne întoarcem ca să le arătăm românilor. Dăm 605A. Deci, ce vezi acolo este amplasamentul trupelor americane din Orientul Mijlociu, Marius. Fii atent, asta se întâmplă la 31 octombrie 2023. Te rog să remarci, sunt 45.400 de militari cu instalații cu tot în zonă. Este cea mai mare dispunere de trupe, dacă lași deoparte Japonia. E mai mare decât în Coreea de Sud. Mm-hmm. Da? Lăsând la o parte faptul că au avut două distrugătoare înzestrate cu tehnică pentru contracararea amenințărilor balistice, plus un portavion în preajmă, plus, atenție, aviația britanică din Cipru, care s-a ridicat și a participat la interceptarea acestor atacuri practic iraniene. O desfășurare de forțe. Te rog să te uiți în tot Orientul Mijlociu, aceste cercuri sunt desfășurări de trupe americane, toate dotate cu instalații pentru a lovi astfel de ținte aeriene. Practic, au alcătuit un zid impenetrabil în jurul Israelului, dincolo de sistemele pe care le avea Israelul. Atenție! Ne întoarcem în documentul lui Biden, adică 848-a. Da. Deci, am aflat două lucruri până acum foarte importante, Marius. Întâi că Iranul ataca instalații militare. De unde știai Biden? Păi de la iranieni. Doi, am aflat că armata americană a mutat avioane, sisteme, tot ce vrei tu, într-o săptămână. Deci știau exact, nici s-au agitat. Puteau să le mute... Da, n-au făcut-o contra cronometru și nici n-au avut nici temerea că va fi un atac surpriză. Exact.
Și spune, datorită acestor desfășurări și abilității extraordinare a militarilor noștri, am ajutat Israelul să doboare aproape toate dronele și rachetele care soseau. Și ce tocmai am vorbit cu prim-ministru Netanyahu pentru a reafirma angajamentul ferm al Americii față de securitatea Israelului. Și acum fii atent. Da. Ce citesc acum este o mantra clasică ce este folosită în limbaj diplomatic pentru a releva publicului o situație de putere și succes, având în subsidiar un mesaj fără echivoc, nu-i așa, către Israel să se abțină de la orice fel de acțiune care ar putea la momentul ăsta, adică ripostă. Exact. Care ar putea în momentul ăsta să ducă la o escaladă. Ce spune aici? I-am spus, deci a vorbit cu Netanyahu și spune, i-am spus că Israelul a demonstrat o capacitate remarcabilă de a se apăra și de a învinge chiar și atacurile fără precedent, trimițând un mesaj clar dușmanilor săi că nu pot amenința în mod eficient securitatea Israelului. Mesajul fiind, pe alte căi, noi am învins astăzi. Am fost învingători. Deci nu este un atac al Iranului, iar Israelul a stat un fel de sitting duck, ei au tras în el, Israelul s-a apărat. Nu, a fost de fapt o confruntare din care Israelul a ieșit învingător. Merge Kirby și spune asta, toate oficialitățile militare israeliene spun asta, toată lumea spune asta, cabinetul de război însă analizează ce facem, ripostăm sau nu, iar la acest moment, pe aliniamentul pe care ne aflăm, ai acea formulă. Da, sigur, toată lumea este că vom riposta, rămâne însă să alegem momentul, locul și cum o vom face. Ceea ce îți arată ce? Că această presiune asupra Israelului de a se limita, de a renunța temporar la o reacție care poate fi asimilată cu o ripostă militară semnificativă, da? Toată această presiune se exercită și Israelul încă nu are intenție, cel puțin așa se vede, da, să ne socotească aceste, hai să le spunem, sfaturi, această consiliere strategică de bază care vine de la partenerii în securitate ai Israelului. Uite, te confirm acum CNN-ul. Israelul a revizuit planurile militare pentru răspunsul Iranului, dar nu este clar dacă o decizie a fost luată, spune un oficial. Cabinetul de război israelian a revizuit planurile militare pentru un potențial răspuns împotriva Iranului în timpul unei întâlniri de aproape 3 ore de luni, a declarat un oficial. Da. Iar... Cabinetul, iată-mă doar o secundă, cabinetul de război rămâne hotărât să acționeze, dar nu este clar în acest moment dacă s-a luat o decizie. Există un sentiment că Israelul trebuie să acționeze rapid, apropo de ce spuneai de opinia publică și așa, a spus oficialul. Cabinetul de război a revizuit de asemenea opțiunile diplomatice pentru a izola și mai mult Iranul, care ar putea fi efectuat în plus față de un răspuns militar. Ok. Deci, ideea este în felul următor. Cabinetul de război, sau ce vrei tu de acolo, nu va veni niciodată cu o poziționare clară legată de ce va face Israel. Nu va veni niciodată... Va fi acțiunea pur și simplu. Nu, asta vreau să zic. Nu va spune, vom acționa cândva, sau nu vom acționa, sau amânăm. Pentru că nu se face asta. Dar vei vedea. Zboară avioanele israeliene sau rachetele israeliene acum spre Iran? Nu. Zboară mâine? Nu. Zboară pui mâine? Nu. Ce spune cabinetul de război? Nimic. Nimic, da. E o... Deci te uiți pe cer dacă vrei să vezi ce face Israel. La acest moment, Israelul nu trebuie să facă nimic. Nimic. Cine spune asta? Eu. În afară de tine. În afară de mine nu mă interesează. Ah, ok. Adică Statele Unite, Marea Britanie, Franța, dacă mai vrei ceva. De ce nu trebuie să facă nimic? Pentru că ar însemna escaladare. Deci. O ripostă imediată. Marius, hai să ne uităm la tehnologie, ești curios? Da. Sigur că noi putem să ne uităm la televizor, la Antena 3. Pah! Sigur. Și la Băcăncel.
care... Și că să folosești un limbaj civilizat. Eu? Un limbaj civilizat? Eu? De mine zici? Nu, de... Ia de mine. Vrei o captură? De mine zic, da. Vrei o captură? Așa. Vrei o captură? De pe 14 aprilie 2024, de pe cea mai tare televiziune din lume? Da. Vrei? Vreau. 845-a. Vă rog. Ia vezi tu acolo. Vezi că ai ora jos și sus data. Ia vezi ce scrie acolo. Ministrul de externe german condamnă atacul asupra Iranului. Poftim? Ce ai auzit? Dacă îl condamnă, ce vrei, Vali? Poftim? Ce ai auzit? Deci... Mai lasă să mai citesc o dată. Mai lasă-i, nu mă auzi că... Ministrul de externe german, Valerica, ai încredere în ce citesc eu. Așa. Condamnă atacul asupra Iranului. Așa? Televiziunea asta mai există? Da. Unde? Dar a greșit. Ce? Cine? Germania sau Iranul? Ce vrei? Dar din cauza vitezei. Dar cu ce rimează Iranul, cu ce rimează Germania, ca să văd unde e greșeala, că poate rimează cu din ceva. Din cauza vitezei. Din cauza vitezei? Eu credeam că e din cauza prostiei, dar dacă tu zici că era 4:39 dimineața, Vali. Păi da. Era târziu. Nu? Da, da, cânta cocoș. Exact. Te-am spus că ai și data. Deci, bun. Hei. Bocancel o trage acolo, că trebuie Israelul să ducă, să lupte, tu, toată liota lui despre ce... Da, știi că am observat asta în ultima vreme, că ziereștii, băi, vor toți război. Da. Ai observat chestia asta? Cum să nu? Și în Ucraina, să dăm, să atacăm, să dăm avioane. Hai să-ți arăt două lucruri. Da. Două lucruri vreau să-ți arăt. Câte drone și rachete? Păi avem aici Institutul, analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului, 170 de drone, 30 de rachete de croazieră și 120 de rachete balistice. Bine. Tu ai auzit de Ian Boy, director Center for National Security Initiatives, profesor de știința ingineriei aerospațiale la Universitatea din Colorado, Boulder. N-ai auzit, că nici eu n-am auzit, stai, știi? Nu fi îngrijorat, că da, să-ți citești ceva de aici. Dar până una alta, până citești ceva aici de la ăștia care se pricep cu aerospațialele. Ce ai făcut? Câte rachete? Bine, tu. Câte rachete? Ce-am mai zis? Dați-mi 320. Dați-mi 853A. Fiți atenți, români, ca să... Mai ieșim din bocanci. Cu mâna la chipiu. Da. E Reuters? Da. E Reuters. 15 mai 2021. Hai să citim. Ia zi. Armata izraeliană a declarat că peste 2000 de rachete... What? Cât ai zis? 2000 de 2000? Rachete. Cum mă 2000? Păi eu am înțeles că 300... Uaaa! A căzut Kirby pe jos! Se tăvălește enorm, acolo. Da. Cât? 2000? Nu pot să cred. 2000 de rachete au fost lansate din Gaza în Israel la începutul conflictului. Ia zi, mai departe. Din care aproximativ jumătate au fost interceptate de sistemele de apărare antirachetă și 350 au căzut în fâșia Gaza. Ia hai să facem analiza aici. Lasă așa. La cal sau la rece? Lasă-mă așa. Ia. La rece. Ia. Deci, 2000 de rachete. Deci astea sunt rachete lansate de Hamas. Da. Nu de Iran. Către Israel. Adică alea din tuburi de carton. Artizanale. Aha. Da? 2000. Da. Ce spune aici Reuters? Eu nu știu în cât timp, că nu spune. Păi tu n-auzi. Asta au fost lansat odată. De la începutul conflictului, zice. Da, mă. Da. Păi, da. Conflictul care? Care era atunci, în... 2021. În 2021, așa. Da? Ok. Tu, pe tine te interesează cât de eficient... Numărul de rachete cât de și eficient eficiența... e sistemul. Da. Deci, au lansat 2000 de rachete. Când vrei tu, ieri, alaltăieri, dacă nu le-au lansat pe toate odată, e cu atât mai relevant. Jumătate au fost interceptate. Bun. Doar jumătate. Deci fii atent, jumătate le-au interceptat izraelienii. Iron Dome-ul și celelalte sisteme. Și ce mai vrei da? Tu? De regulă Iron Dome-ul, că astea nu zboară, nu sunt de croazieră sau mai așa. Și ce spune? 350 erau defecte și au căzut în fâșia acasă. Păi hai să vedem. Erau 2000... 1000 le-au interceptat izraelienii, da. 350 din 1000, din 1000 fac 650, deci da. 650 din 2000 au căzut în Israel? Da. Da.
Știi cât e asta ca procent? Cam peste 30% din rachetele alea au căzut în Israel. Mai mult de 30% din da, Israel. Mai mult de 30%. Păi tu știi ce potențial are Iranul de atac asupra Israelului? Îți spune ceva, îți spune ceva 10.000 de rachete deodată? Cam ce ai văzut 300 drone și rachete, îi pot să arunce 10.000 Iranul. 10.000 e capacitatea Iranului? 10.000 îți dau eu o cifră, poate fi mult mai mare de atât. Enorm. La ce arsenal au? Distrugător. Păi dacă Hamasul poate să arunce 2.000... Aia cu parapanta. Aia cu parapanta. Tu îți dai seama ce au iranienii? Și acum, hai să mergem să vedem... De aici cererea pe care o face Biden ca să... Asta e numai o parte din poveste. Pentru că, dacă te uiți ce spune omul ăsta, mergem la speciali... nu mergem la iranieni. Da, bine, până să vii tu cu exemplul ăsta, mie mi se părea că numărul de rachete era destul de mare. Da, da. Dar Israelul este supus la tipul ăsta de asalt cu rachete... Din totdeauna. Păi, mă rog. Știi ce s-a întâmplat acum? Ce s-a întâmplat acum în octombrie? Când au avut mult mai multe rachete decât cele 300 pe care le-au lansat ăștia. Și încă o dată, rachetele Hamas sunt artizanale, multe dintre ele. Deși acum au reușit să-și achiziționeze și ei tehnologie. Dar uite-ți, citesc eu aici, pe 13 octombrie 2023. Îți sună? Da. E imediat pe 7 octombrie. Exact. Și fii atent ce spune omul ăsta aici, referindu-se la ce s-a întâmplat acolo. Israelul are cel puțin 10 baterii de Iron Dome în operațiune. Asta înseamnă între 60 și 80 de interceptoare, rachete interceptoare. Știi cât costă unul? $60.000. Da? Și spune, în atacurile precedente, Iron Dome-ul a fost 90% eficient. 90% reține. Dar vorbim de rachete Hamas. Mergem mai departe? Știi cât costă o rachetă Hamas? Rachetă Hamas? Da. Asta artizanală? Da, astea pe care le aruncă în Israel. $5.000. $600? $600 față de 60.000. Faci diferența? Mm-hmm. Bun. Deci, de 100 de ori mai ieftină. Dacă te uiți la câte interceptoare au israelienii în Iron Dome, omul spune aici, costul total al Israelului, dacă și-ar lansa toate interceptoarele, este de $48 de milioane. Deci toate interceptoarele din baterii. În timp ce pe Hamas i-ar costa vreo 3 milioane. Păi da, cu Iranul e altceva. Da, da, da. Dar ce vreau să spun aici? Și ce spune omul ăsta? Specialistul american în știința aerospațială. Zice așa. Când au atacat acum în octombrie, o sumedenie de rachete Hamas au lovit ținte în Israel. Și întreabă, de ce a fost mai puțin eficient sistemul în fața acestor atacuri Hamas acum? Și zice așa, deci toți românii adică pot să înțeleagă. Acolo la cele 2000 de rachete. Nu la cele 2000, acum suntem în octombrie. Acum, 2023. De ce nu a mai fost eficient Iron Dome? Exact. De ce nu a mai fost atât de eficient? De 90%, cum era el de regulă. Mm-hmm. Și eu citesc ce spune specialistul. Domnul, încă o dată, pentru securiștii proști, încearcă să nu mai jignești oamenii. Care, mă? Păi când îi faci proști, nu e jignire. Da, am zis de securiști. Aha, ăștia nu sunt oameni, sunt super oameni. Continuă, da. Am greșit. Ian Boyd, B-O-Y-D, da, Center for National Security Initiatives, Professor of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado, Boulder. Deci, din lumea bună, nu e iranian. Ok, ne-am lămurit și spune așa. Zice, te ții? Este o simplă chestiune de număr. Adică? Uite, Hamasul a tras mai multe mii de rachete. Păi da, ce vorbeam. Și Israelul a avut mai puțin de 1000 de interceptoare pe câmp, gata să le lovească. Chiar dacă Iron Dome ar fi 100% eficient împotriva acestor rachete, numărul foarte mare de rachete ale Hamasului a însemnat că unele dintre ele
Vor trece prin. O chestiune de logică. E o chestie de logică elementară. Cu cât sunt mai multe rachete, exact, cu atât. Exact. Capacitatea nu de există, a distruge aceste rachete a Iron Dome-ului. Exact. Nu există sistem perfect. Infailibil. De-aia sistemul izraelian funcționează bine. Un număr mic de rachete. Nu. Ba da. Ai dreptate, dar eu altceva vreau să spun. Eu n-am negat ce spui tu. Deci, dacă zici nu, parcă ești un cristian. Nu, iubire, nu. Eu te rog. Nu, sistemul izraelian funcționează bine spre perfect dacă are America lângă el. Adică vine în plus? Da. Și da. Ceea ce au făcut americanii. Ceea ce au făcut americanii. Și pentru că în momentul în care au atacat Hamasul după 7 octombrie sau 5-7 octombrie a fost, americanii nu erau acolo. Americanii au fost tot timpul acolo și au interceptat rachete care erau trase din toate părțile au spre Israel. Au fost și atunci? Da, tot timpul sunt acolo. Dar mai ales acum. Și americanii acum au interceptat de pe nave și de pe instalațiile lor terestre în zona Orientului Mijlociu o grămadă de ținte care vizau, ținte aeriene în sensul de rachete sau drone, care vizau teritoriul izraelian. Marius, două lucruri. Ucraina. Ei, asta vreau să zic. Este exact... S-au supărat foarte tare. Este exact aceeași situație în care ataci masiv la un moment dat, ceea ce rușii au început să facă. Și pe sistemele ucrainene, multe dintre ele înzestrate cu tehnica americană aia de foarte multe sute de mii de dolari, aceste micuțe drone sau aceste rachetuțe, care sunt mult mai ieftine, dezafectează practic o secvență de tehnologie eficientă, dar foarte scumpă, care nu mai poate fi refăcută. Este ceea ce se numește saturarea sistemului de apărare cu tipul ăsta de atac masiv în val și după aceea când vin rachetele grele, nu mai e cu ce să le dărâm. Pentru că practic epuizezi exact. Rachetele cu care te aperi la un număr mare de... Da. Asta se știe. Uite, să-ți mai dau un exemplu foarte scurt ca să înțelegi despre ce este vorba. Știi că s-a spus foarte mult în literatura de specialitate, dar și în spațiu public, da, nu-i așa? Cum s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică s-a prăbușit pentru că n-a putut să țină pasul cu America. Reagan vrea să facă războiul stelor, adică un sistem de apărare antirachetă. Rușii n-au putut să țină pasul cu ei, în sfârșit. Până la urmă, George W. Bush a retras Statele Unite ale Americii din... Tratatul ABM, în 1972, care era un tratat între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Atenție, ABM înseamnă anti-ballistic missiles, sau missiles, cum spun americanii. Să nu intru în prea multe detalii. Nu intru în detalii, dar ai putea să crezi că este vorba de un tratat care limita armele strategice, adică rachetele intercontinentale, știi? Nu! Știi ce limita? Sistemele de apărare antirachetă. Marius, lasă aia și ascultă. Păi nu, era un calcul cât i-a costat acum. 1,24 de miliarde de euro i-a costat pe izraelieni respingerea atacului iranian. Bineînțeles. Apropo de costuri. Bineînțeles. Da. Costuri pe care Iranul le are la un nivel mult mai modest, ținând cont de ce tehnologie au folosit ca să lovească sistemul izraelian. Deci fii atent. Da. Noi vorbim aici de sisteme de apărare în cazul armelor strategice, Marius. Da? Deci, atenție. E simplu. Toți românii pot să înțeleagă chestia asta. Deci, ABM-ul ce face, tratatul ăsta, încă în 1972 încheiat? Reducea ce? Sistemele de apărare antirachetă. N-aveai voie, tu, America și tu, Uniunea Sovietică, să construiești sisteme de apărare antirachetă. Dar o să mă întreb, dar de ce? Că dacă vreau să se apere de rachetă, de ce? Să nu construiască sisteme de apărare antirachetă. Care e problema? Nu-i de bine? Nu. Și de ce nu-i de bine? Nu. Păi dacă tu ai arme nucleare, eu am arme nucleare și eu să-mi construiesc un sistem de apărare antirachetă împotriva ta, adică ce? Radare, interceptoare, da? Tu, dacă vrei să mă ataci pe mine nuclear, o să-mi trimiți 10 rachete, nu? Dar între timp eu mi-am făcut un sistem de apărare. Atunci tu ce ai să faci? De vreme ce eu am un sistem de apărare antirachetă. Îmi mai trimiți 10? Trimiți 100. Trimiți 1000! Deci, sistemele de apărare antirachetă duceau la proliferarea, armelor nucleare. Exact, și atunci s-au înțeles să nu mai facă astfel de sisteme. Deși aflăm de aici, de la firul ierbii, sistemele de apărare antirachetă nu sunt infailibile. Noi am discutat de povestea de la Deveselu, care e o glumă. Da? Ce fac ea cu micuțele lor
interceptare. Deci, dacă, dacă Iranul ar ataca masiv Israelul, da, la capacitatea Iranului de a la capacitatea Iranului de a lovi, nu la ăstora Hamas, ar fi vorba de mii și mii de rachete. Mii și mii de rachete. Și de drone. Iar, dacă Iranul, da, te rog. Iar sistemul ar claca. Sigur, ar fi americanii acolo, ar fi britanicii acolo, dar asta ar duce la conflict generalizat în zonă. Dacă Iranul ar fi vrut să provoace Israelului vreun prejudiciu real, au spus doi mai mulți analiști, momentul atacului ar fi fost ținut secret. Uh-huh. Și Iranul ar fi solicitat și ajutorul milițiilor sale proxy, Hamas, Jihadul Islamic, palestinian din Gaza, Hezbollah din Liban, Houthi din Yemen și grupuri de miliție din Siria și Irak, în un atac care ar fi fost mai aproape de granița israeliană. Ba. Este foarte important de remarcat că în această rundă Hezbollah nu a intrat în luptă într-un mod serios. Exact. A spus Vaez, menținând că o interferență mai proeminentă, dacă totuși Israelul decide să riposteze pe pământul iranian, există un risc real ca proxiurile Iranului, cunoscute și ca axa rezistenței, să facă parte din răspunsul Teheranului. Problema nu este că vor a face spus parte. Baez, France, da. 24. Problema nu este că vor face Bogdan, Tiber Iacob. Da, te rog. Parte, dar vor folosi sisteme, da, care să producă acea suprasaturare a sistemului cu posibilitatea de a deschide breșe pentru lovituri în interiorul Israelului, care se vor solda cu pierderi teribile. Umane. Umane în primul rând. Umane în primul Bun, rând. Cu ce vrei să continui? Că vreau, am o întrebare de asta. Stai puțin ca să lămurim o treabă, pentru ca românii să înțeleagă, da, bine despre ce este vorba aici. Marius, ce a făcut Iranul? Asta vreau să întreb. Ce a făcut Iranul este ceea ce se numește, între ghilimele, război de împăcare. Îți poți imagina că există așa ceva? Da, cum să nu. Război de împăcare? Ca și în dragoste. Adică îi dai o palmă ca să te iubești mai mult cu ea? Da. Ai niște apucături, ai niște apucături golănești care pe mine mă înspăimântă. Dar când ești, ai ideea de vagabond, te urmărește, atunci te compoți ca atare. Băi, Marius, aici crezi despre, că e momentul potrivit aici să faci destăinuire? Aici e vorba despre poezie, nu despre violență. Da, războiul, da, poate să fie sub mai multe forme. Okay. Nu te gândi că te tragi de păr. Deci, cum îți-a tras Cârstoiu? Și ați mult părul din cap. Urmează. Deci, Marius. Body lung, adică las, da, că te văd după asta, aia. Tu mă vezi cu războiul și te văd cu dragoste. Deci, ăsta a fost un război de împăcare. Mike, ai înțeles? Love. Da. Război de împăcare, Marius. Au ce lovit... vă trimitem asta, nu omorâm, dar și să, deci, se închidă. Este un război prin care noi retaliem vis-a-vis de atacurile voastre, la care nu am răspuns până acum. Trebuie să facem asta, înțelegeți-ne... N-avem încotro, opinia publică, exact, oamenii după ce ne-ați omorât generalii? N-avem ce... încotro. Tu, Biden, iată, știi exact ce facem, ia-ți măsuri, nu vom ieși din orar, nu vom lovi suplimentar, tot ce facem atacând Israelul poate fi contracarat cu ce aveți voi la nivel Astea de sisteme. Astea sunt țintele, nu sunt, exact, obiective civile, exact, foarte important. Exact, exact. Nu vom lovi ținte civile, nu avem niciun fel de preocupare legată de ceea ce ar însemna declanșarea unui atac, nu? Care să pună apărarea israeliană în dificultate. Totul este manageable. Asta au făcut. Da. Treaba asta o știe Macron, treaba asta o știe Cameron, l-am văzut pe micuțul Cameron, vai sufletului, ministru de Sărac, externe. Da. Așa. S-a întors. Așa. Să rămână. Treaba asta o știe Biden. Treaba asta o știu israelienii perfect. Acolo, la masă, în cabinetul de război. Deci, atenție ce au făcut iranienii, război de împăcare. Sigur că pe marginea războiului de împăcare, fiecare își susține, cum se zice, narațiunea. Iranul, articolul 51, Israelul, sunteți niște teroriști care, da, ne-ați, da, atacat, da, și în felul ăsta ați încălcat dreptul internațional, ne certăm la ONU, nu iese nimic de acolo, ok? Facem tipul ăsta de retorică, așa cum se face, dar în subsidiar știm și unii și alții că a fost un aranjament. Pace. A fost un aranjament. Deci nu vei vedea rachete izraeliene acum prea împotriva curând Iranului. Cine și spune... riposta nu va exista acum. Acum nu. Acum. Nu? Pentru că avem altceva de făcut.
Dar ca de, aici, de exemplu. Dar de aici, păi de exemplu, Israelul are o problemă cât casa în Gaza. Cu Gaza, da. A oprit intervenția în ei au Rafa. Reușit, au reușit să capaciteze ceva simpatie acum la atacul Iranului. Da. Și crezi că o vor folosi pentru intrarea în Rafa? Dar obiectivele militare ale pe Israelului termen lung în Gaza, da. Nu au cum să se susțină sau să se hrănească din acest răgaz de din simpatie pe care l-a oferit în urma intervenției exact, Iranului. Lovitura iraniană. Dar problema Israelului la ora actuală, și asta se vede, este, după părerea mea, incapacitatea lui Netanyahu de a gestiona exact situația din Orientul Mijlociu la acest moment. Este ceea ce americanii au spus-o aproape în clar. Biden a spus în clar acest lucru. Aduți aminte că înainte de lovitura iraniană, între Netanyahu și Biden, era un ocean de data și asta, nu numai, fizic, da, da, da. Ci și real. Ce se întâmplă în Gaza este dincolo de ceea ce imaginația civilizației umane poate să prefigureze ca acceptabil. Și cu toate astea nu se revoltă nimeni. Păi, Marius, în definitiv, să se revolte în ce sens? Uită-te la rezoluție. Opinia publică internațională. No. Uită-te la rezoluție. Ba da, state. Opinia publică internațională se revoltă. Bani, să văd o șef, demonstrație. Șef, ba sunt. Șefii de stat deja au vorbit împotriva acțiunilor izraeliene. Și s-a întâmplat ceva? N-are cum să se întâmple. A, asta e altceva. Tu trebuie să mai fii conștient de un lucru, ca să facem aici acolada, care se cuvine. Dacă ai să iei toate rezoluțiile Consiliului de Securitate, începând cu momentul de, hai să spunem, de incepția cazului izraeliano-palestinian, da? Suntem la momentul 1948 încoace. 48, da. Și vei găsi rezoluția ale Consiliului de Securitate care cer diverse lucruri. Rezoluții obligatorii. Dar fii atent. N-a fost respectat fii atent. Când ai o stare de conflict undeva și Consiliul de Securitate se poate aduna, se ia o decizie în sensul că nu e divizat la nivelul membrilor permanenți, da? Și vine cu o soluție, cu o solicitare, deci ai o rezoluție a Consiliului de Securitate pentru o situație de conflict, asta se ia sub capitolul 7 din cartă. Pentru că acest capitol 7 din Carta ONU este cel care se ocupă cu amenințări la adresa păcii, agresiune, etc. Și aici este principal gestionar la scară universală Consiliul de Securitate. Este domeniul lui. El decide când ai agresiune și când ai agresiune. Da? El vine cu soluții. Pe un întreg eșafodaj de articole, de la articolele 39-40 trecând prin sancțiuni 41 până la 42 care presupune intervenție directă. În momentul în care Consiliul de Securitate vorbește despre astfel de situație și ai nenumărate situații de conflict în Orientul Mijlociu în care a fost implicat Israelul, rezoluția se adoptă sub capitolul 7 din carte. De ce se adoptă sub capitolul 7 din carte? Ca să vezi că e un pericol la adresa păcii securității internaționale și acolo este nevoie de măsuri pe care le ia Consiliul de Securitate. Astea sunt graduale, de la sancțiuni economice, etc., până la măsuri care înseamnă ce? O posibilă intervenție sau o autorizare a unei posibile intervenții de către Consiliul de Securitate. Nici una din rezoluțiile Consiliului de Securitate, care de atunci se referă la situații de conflict în Orientul Mijlociu în care este implicat Israelul, nu este rezoluție sub capitolul 7 din carte. Și cu asta am spus totul. Și cu asta am închis. Îmi spui tu, dar cine ce să facă? Niciodată America, ai văzut că a dat drumul acum la rezoluția aia, am discutat aici. Da. Rezoluția aia care spune ce? Încetați focul în Gaza și atenție, Marius, ce mai spune? Eliberați ostaticii. Da. Le spune Hamasului, dar Hamasul nu e un actor internațional, deci Hamasul nu știm ce face, treaba lui, dar este, atenție, o rezoluție pe o chestiune de conflict. E sub capitolul 7 din carte, păi de acolo ar fi trebuit să fie smulsă. Nu. No. Nu ai referire la capitolul 7. Deci americanii au lăsat-o să treacă, dar n-au lăsat referire la capitolul... Fii sigur că rușii au pus-o acolo. Fii sigur că micuții chinezi au militat pentru asta. Nu există așa ceva. Deci nu te mai uita ce poate să facă, nu-i așa, comunitatea internațională vis-a-vis de ce se întâmplă acolo. Întrebam. Pentru că, atenție, comunitatea internațională n-a putut să facă ceva în Ruanda.
Nu te uita într-o țară care este protejată de Statele Unite. Așa, du-te la membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. Da? Ce se întâmplă cu uigurii în China? Poate să facă ceva? Nu, dar vorbim și despre ce s-a cele întâmplat? Două state, Palestina și asta, și da. Nu se întâmplă. Păi n-ai pentru cum. Că nu vor americanii. Da, n-ai cum. Și atâta vreme cât n-ai cum, lucrurile sunt... Acum spun că lucruri... vrem două state, spun toți, e da, lideri da, occidentali. Da, și spun de la început. Și ai avut rezoluția Consiliului de Securitate, dragă Marius, care ți-a spus foarte clar. Nu țărilor, membre ONU, nu deschideți ambasade la Ierusalim, pentru că statutul Ierusalimului trebuie decis prin negocieri între palestinieni și israelieni. Deci e rezoluție a Consiliului de Securitate asumată de Statele Unite. A venit Trump și a deschis ambasada la Ierusalim. Care a fost valoarea Consiliului de Securitate? Zero. Zero barat. Deci nu te uita că vine nu știu cine să rezolve. Nu vine nimeni. Nimeni. Păi și cine rezolvă? Nimeni. Ah, ok. Bun. O singură întrebare mai am apropo de Iran și de acest atac catalogat incredibil, având în vedere numărul de... Bun. E o gărgăriță. E adevărat. Am văzut că ei au tras 2000 de rachete, Hamas în Israel. Dar se tot vorbește că e prima dată când Iranul face asta, nu mai face prin proxy și o face în mod direct. Este Iranul, e singura întrebare pe care vreau să voiam să ți-o adresez, după care să mergem mai departe. E Iranul ăsta o forță militară în Orientul Mijlociu și nu numai? Da. Da. Este o forță militară la ora actuală de care trebuie să ții cont. Se mai întâmplă ceva foarte important, de care... Ai văzut... Dacă te uiți la componenta de armament, sigur, dacă te uiți la ultimul răgnet în materie de tehnologie, da, sunt americanii la vârf, nu? Dar încă o dată spun, Marius, poți să ai Mama Iron Dome-ului și David Sling și Arrow 2 and Arrow 3. În momentul în care lansează câte 10.000 de rachete... S-a terminat! La revedere! S-a terminat! Și momentul în care s-a terminat cu 10.000 de rachete jucăria asta... ai război generalizat pe Terra. De ce? Păi fiindcă din momentul ăla e ripostă. Trebuie să răspundă. Trebuie să răspundi și de aici încolo a luat foc planeta. În zona aia. Uite, hai să ne mai uităm o dată la hartă. Da, e foarte interesant că sunt două războaie pe glob total diferite. Total diferite, așa este. Da. Uite. Acolo se folosește infanterie, mă rog, și rachete și așa mai departe, pe când aici... Pur și simplu se trage cu rachete, cu sute și mii de rachete. Da. Hai să mai vedem o dată harta, 843 ani. Vă rog. Fii atent, vezi tu, e mare Arabia Saudită, da? Da. Ca să o luăm ca repel. În stânga e Marea Roșie, corect? Da. Acolo în sud, vezi, este Yemenul, unde capitala Sana e controlată de rebelii Houthi. Da. Acolo, pe acolo, vezi, trec nave care ajung... în zona Egiptului, trec în Mediterană, dacă blochează Houthi, s-a terminat. Facă, da? No. Este o problemă pe care noi avem acum, iată, la nivel de comerț mondial și așa mai departe. Făceam un calcul, trebuie să ocolească, nu știu câteva. Exact, dar uite-te tu pe partea dreaptă, dragul meu, deci în dreapta Arabiei Saudite, unde este Golful Persic, da? E Golful Persic și Golful Oman și vezi tu ce e acolo. E așa, Irakul, Kuwaitul, Bahrainul, Qatarul, Emiratele Arabe Unite, băi, de aici pleacă tancurile, exact, Omanul, pleacă tancurile petroliere. Omanul este dincolo de strâmtoarea Ormuz. Strâmtoarea Ormuz e acel ieșind spre Iran, vezi? Mm-hmm. Dacă Iranul îți blochează strâmtoarea aia, planeta este în penurie totală de surse energetice. Mm-hmm. Deci e în peninsula... Deci ce vezi tu acolo la Iran? Vezi? E un colț care intră în Iran. Da? Aia e strâmtoarea Ormuz. Iranul o poate bloca. Din momentul în care s-a blocat această strâmtoare, practic ai o problemă majoră legată de modul în care fluxurile energetice plec din acest plămân petrolier al planetei spre întregul mapamond. Deci e gravă situația în cazul în care... Numai dacă ajungi la un conflict cu Iranul, care, hai să fie, nu neapărat de proporții megalitice, dar orice fel de conflict cu Iranul
poate să ducă la probleme în sistem care, atenție, sunt deja dramatice dacă te uiți la nevoile președintelui Biden de a câștiga alegerile în Statele Unite. Care ar fi legătura? Care ar fi legătura? Creșterea prețului la petrol, Marius. Și pierderea alegerilor în... Exact. Bineînțeles. Deci dacă Israelul, ca să ți-o dau numai pe asta, dacă Israelul acum atacă Iranul, atenție, Marius, nu cu toată flotila la dispoziție, lansează niște rachete spre Iran. În următoarele 5 minute ai explozia prețurilor la petrol. Nu ne uităm cine câștigă războiul, ce se întâmplă. Toată zona asta foarte volatilă sare în aer pe bursă. Prețul la petrol a crescut în Statele Unite. Ce faci cu Biden? Pa. E pa. Ce faci cu Biden? Asta mi-aduce aminte de faptul că americanii le-au interzis, le-au cerut ucrainienilor să nu mai atace rafinăriile. O să vedem imediat. Vedem imediat, că revenim la povestea asta. Deci îți dai seama cât de senzitivă e povestea asta pentru Statele Unite la momentul ăsta? Dacă mă întreb pe mine, s-ar putea Biden, Biden nu i-a iubit niciodată pe democrații, pe Obama mai ales, dar și pe Biden, pentru că democrații au făcut tratatul ăla cu Iranul, în care permiteau Iranului să dezvolte capacități nucleare pentru scopuri civile, urmând ca în felul ăsta Iranul să accepte un controlor. Netanyahu a spus mereu, ăsta este un pașaport pentru dezastru nuclear, ce faceți voi? A mers în Congres sub Obama, a ținut un discurs acolo fabulos, extraordinar. A fost Netanyahu. Pe vremea a fost amfroa cu Obama, acum e amfroa cu Biden. Deci nu este exclus că asta să fie răzbunarea lui Netanyahu la adresa lui Biden. Numai că ar fi un joc foarte riscant pentru Israel. Fii atent, ce spune Biden la momentul ăsta și avertizează în felul ăsta Israelul? Vedeți că dacă atacați Iranul, nu vom fi alături de voi. Asta e o glumă. Pentru fraieri. Cum adică nu vom fi alături de voi? Păi, da, Israelul va ataca Iranul, normal că nu o să te duci cu ei să ataci Iranul, da, americanule. Ești acolo să aperi. Dar în momentul în care Iranul va riposta, ești obligat să-i aperi pe izraelieni și îi vei apăra. Deci povestea asta că Israelul poate să facă ce vrea aici. Întrebarea este... Și face ce vrea? Păi, întrebarea este, cât rentează asta? Pentru Israel, cât rentează? Vor să-l prăbușească pe Biden? Ok. O să vină Trump? E sigur? Domnule Netanyahu, că o să vină. Cât de mult își poate prelungi viața politică Netanyahu, ducând Israelul într-un război perpetu, iată, cu actori regionali, nu numai cu Hamasul din Gaza, în condițiile în care n-a reușit nici până în clipa asta să extragă pe ostateși de acolo? Cât crede Netanyahu, așa, în inteligența lui, că poate să supraviețuiască politic așa? Dar nu asta a urmărit? Ba da. Aici este problema Israelului. Nu e vorba neapărat de relația Israelului Biden cu Iran. Biden vrea și el un război? Cine? Biden. Joe Biden. Biden, spre deosebire de ce gândește Netanyahu, Biden, la orice gărgăriță de război, cade în procent. Americanii, oricum îi vezi tu așa, să știi că nu vor războaie în care să moară ai lor, aiurea. Și atunci Biden trebuie să gestioneze planeta. Nu prea moară americani aici. Marius, Biden când a fost ales președinte, a fost ales să gestioneze America și America și planeta. Și acum nu prea gestionează planeta. Ucrainienii au pierdut războiul, s-a ales praful. Știi ce se întâmplă? Da? Da. Știi ce se întâmplă acum în Ucraina, apropo de evenimentele în Orientul Mijlociu? E moartea lui Zelenski. Ah, absolut. Și chiar... Sunt foarte multe declarații legate de felul în care americanii se ocupă, apără, cum vrei să spui, a Israelul, în timp ce Ucraina e lăsată baltă. Acum Zelenski și ai lui plătesc dividendele prostiei de a se încrede în America. Confirm? Da. Și vom vedea. Lucru pe care tu îl tot spui de 2 ani încoace. Nu spun. Deci, atenție... Care se vede cu ochiul liber dacă iei toate declarațiile lor. Da, da, da. Apropo de minciunile și, de la bun început. Exact. Și spuneai tu foarte frumos, pentru că ești copil deștept, ziceai, bă, zice, fii atent aici, că e totuși un lucru, nu-i așa, nou. Au atacat Israelul de pe teritoriul Iranului. N-au mai făcut niciodată asta. Da, exact. Dar nu așa trebuia făcut ca să vadă poporul iranian. Că ne întrebuințăm? Și cum au făcut-o? Nu cumva în așa fel încât să nu sufere nimeni acolo unde mergeau rachetele iraniene?
Corect. Foarte bine au făcut că au tras de pe teritoriul Iranului pentru că au controlat rachetele. N-au mers pe proxy, că cine știe unde dădeau ăia ce se întâmpla. Exact. Da? Așa și-au făcut calculul în momentul în care i-ai dat lui Biden. Bine, au tras și din Liban, au tras și din... Da, dar au tras puțin. Da. Au tras puțin și... Numărul cel mai mare de rachete a fost... Sigur. Și în momentul în care cel ai mai multe rachete au fost lansate din Iran. Când i-ai dat lista lui Biden și i-ai spus la ora cutare, avem valul ăsta, valul ăsta... Tu n-ai văzut că ei știau când au fost lansate rachetele și așteptau la minut. Ajung nu știu când rachetele. Mai în glumă sau mai în serios, am spus multor prieteni aseară că întrebau când ajung rachetele, zic, puneți-le ce să sune și vă treziți atunci, n-ai rost să stați până exact. Când o să ajungă rachetele. Deci ca să fie treaba cum trebuie, rachetele trebuiau să zboare din Iran. Și cu Gaza ce se întâmplă, Vali? Ți-am explicat. Gaza este fără soluție la momentul ăsta. Acolo vor continua să moară oameni din nefericire. Deci nu e o soluție. Nu. Va fi o soluție, adică din punctul meu de vedere, ultima soluție? Netanyahu. Netanyahu a făcut... Intervenția în Rafa? Deci... Se încearcă a se opri asaltul izraelian acolo. Adu-ți aminte însă că Netanyahu a făcut eroarea, tot ca să scoată politic, să declare că va desființa Hamas. Orice om la ora actuală pe planetă știe, ar fi trebuit să știe de atunci, că Hamasul nu poate fi desființat. Ei pot ocupa Gaza, pot distruge Gaza, îi pot omorâ pe toți oamenii ăia. Ok. Toți ăia sunt acum Hamas. Da, din păcate. Toți. Asta a produs Netanyahu. Milioane de oameni. Asta a produs Netanyahu acolo. Atât a putut. Pentru că atunci când ești disperat să te salvezi și când ai un popor îndurerat în spate, căruia trebuie să explici de ce s-a ajuns și la... să-i dai satisfacție da, după, da, după la, atentatele la din 7 octombrie. La teribilul deznodământ, nu? Trebuie să faci ceva... El atât a putut, și acum crede că el va reuși să se mai mențină. Bun, ne oprim puțin pentru publicitate? Da. Glumeam. Normal, ne oprim pentru tot ce vrei tu. Un pic așa te-ai speriat, zice, mamă, mai vine și publicitatea. M-am speriat mai rău decât izraelienii când au venit primul val de rachete. Noi o să primim publicitate la emisiunea asta, știi ce a zis prietenul ăla? M-a întrebat și ceva cu Iranul, zic, da, că e subiectul la zi. E clar, nu vă mai închide YouTube-ul, vă închide Duba, în direct. Deci asta ar fi ideea, uite. Se uită 3? Ceea ce e incredibil. Se uită 3. Da, un număr aproape de numărul record, de aproape 9.000 de oameni. Auzi, Marius. Care se uită, da. Hai să ziceai tu, nu? Să ne mai întoarcem și pe acasă, nu? Da, să vedem adică care mai trebuie. Adică prin spațiul nostru pe aici. Pe aici, până Ucraina, până asta, da. Dar n-am înțeles de ce Germania apără Iranul. Germania de ce apără Iranul? Da. Nu știu, tu, ai rămas să tu să spui de ce apără Iranul. Păi nu, a condamnat atacul împotriva Iranului, dar nu era niciun atac împotriva Iranului. A, apropo de burtiera aia, de, era 4:30 dimineața, fii și tu mai e bun. E atât apod la 4:30? La 4:30, eu zic că au putut bine, putea să fie mult mai rău. A, cum zici tu atunci? Bă, atunci, Marius, dacă tot am ajuns... Acum, stai puțin, da. Una peste alta. Față de Digi care au dormit, era un film românesc, nu mai știu ce film românesc. Bă, ți-am spus. Ei chiar s-au mișcat bine. Bă, m-am uitat. Au fost 24 de ore în care au fost Marius, pe fază. Am plâns ce vedeam acolo. Știu că ai plâns la filmul românesc, nu? Doamne, nu la Digi. Așa, la așa. Băi, am înțeles că, dragă Marius, rușii sunt terminați. Iar? Da. Băi, nu iar. Păi cum sunt terminați? Păi nu atacă Europa, țări, NATO? Da. Stai să-ți explic. Dați-vă 840, vă rog. Ia vezi, Marius, dacă tu știi asta. Păi asta e din decembrie 30-2023, de când vrei să dau. A. Ce scrie acolo? Cât are nevoie ca să se refacă? Acum la sfârșitul anului trecut, bravo. Păi... Rusia ar putea avea nevoie de până la 10 ani pentru a-și reface armata. I-au potrivit serviciilor de informații militare britanice. Știi, mă, că la ăștia nu e niciodată. Adică când auzi de cercetătorii britanici și de serviciile secrete, fie ele și militare, ești, uite, experții sugerează că... Poftim? Zi. Experții sugerează că Rusia se confundă cu o provocare considerabilă în restabilirea capacităților sale militare la puterea sa anterioară. Acum, și după aia vii cu știrea să arăți că ăștia au armată mai... au armată mai puternică decât la începutul rușii. Ministerul Apărării din... Nu mă lasă ce treaba ta. Din Regatul Unii estimează un termen de 5 până la 10 ani pentru ca Rusia să reconstruiască unități militare foarte bine pregătite, experimentate. Și acum vii cu știrea că ei au armată mai tare decât la începutul războiului. Nu tu!
E Business Insider. Nu, nu, nu. Hai, zi. Citează next. Ministerul Apărării din Regatul Unit? Da, corect. Câți ani? Ziceam cu ce vii acum. 10 ani, da? Da. Bine, mă, atunci. Dacă așa ai spus tu, uite, pe 4 aprilie 2024 vine micuțul ăsta. Știi cum îl cheamă? Mm-hmm. Îl cheamă Kurt Campbell. E secretarul adjunct al lui Blinken. Îți e bun? Păi dacă e cu ăla, cum îl cheamă, cu Marcu și cu Rute, da, e în aceeași familie. Tăi, nu? Da. E tot Business Insider. Frații mei, da. 842. Ce zice? 842 ani. Nu știu, via vezi. Ce? Păi ce spune mie mai devreme? Nu știu, mă, între decembrie, aprilie, cât au trecut? 10 ani? Ia vezi ce scrie. Măi, știi care e chestia? E cu aia cum se comprimă timpul, nu știu dacă ai văzut. Da, am văzut. Atunci... am văzut, da. Cred că am realizat în ultimele două luni că Rusia s-a reconstituit militar aproape complet. Ce ai făcut, mă? Rusia este mai periculoasă acum decât atunci când a invadat prima dată. De la tajiță, foști generali, după întoarcerea în Ucraina. S-a comprimat timpul, s-a complicat. Ce ai făcut, mă? Deci au trecut 10 ani. Opriți timpul. Vezi că ne interzice emisiunea. Da. A, dacă dăm după YouTube. Păi, mă, așa tu nu ești pe YouTube? Unde ești? Mi-a zis mama să nu cânt niciodată în public. Ce faci, mă, cu asta? Nu știu, Vale, ai ceva cu mine și văd că mă... Nu am nimic cu tine, eu te întreb. A greșit. Cine? Socoteala. Iron Domnul, cine Socoteala din tâng, nu e cu aia adică din... Adică nu i-a oprit... Socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din tâng. Știi că ucrainienii vreau să le dea izraelienii Iron Dom. Ai uitat? A, da, au cerut, dă-ne, băi. Îți dai seama cum era acum dacă le dădea? Îți dai seama că aveau rușii Iron Dom acum peste tot și la Moscova și la Vladivostok. Era Iron Dom peste tot. La cum vând ucrainienii tot ce primesc de la americani. A, corect. Asta e o afirmație pe care nu poți să o dovedești, îmi pare rău. Păi, urmărește emisiunea asta. A, te caut eu, da. Urmărește emisiunea asta. Te urmăresc emisiunea și da. Deci, pe Business Insider, ce am aflat la 4 aprilie, că au trecut 10 ani față de decembrie. Da, dar stai un pic. Deci a fost decembrie, a fost Crăciunul, da? A fost anul nou. E, 10 ani. Stai un pic, a venit 1 martie, a fost 1 martie, ce vrei. Da, să știi că nu te scoți așa. De domnul Cavoli, ai auzit? E fratele lui Bocăncel. Nu Cavoli, mă, Cavoli, mă, așa-l cheamă. Cavoli, ia ce zici. Sacher. Ce? Și primul Light Commander Europe, comandantul forțelor aliate în Europa. Ce? General american cu 4 stări. Ce? E șeful tău de garnizoană, da. Măsuță din bucătărie. Da, ia zi. Ia dați-mi 141A ca să vedem cum e cu 10 ani. Ce zice, mă? Au revenit la ce? Cum i-au ăștia, mă, Marius? Ce-ai făcut? A? Au revenit la ceea ce se duc și mai sus. Dar capacitatea lor generală este încă foarte semnificativă și intenționează să o facă să meargă mai sus. Au atâtea tancuri, fii atent, care funcționează între cât au introdus la începutul războiului. Dar de ce râzi? Adică... Păi nu știu tu, eu de ce râd. Armata Rusiei a crescut de asemenea cu 15%. Iar țara este în prezent pe calea de a comanda cea mai mare armată de pe continent. Da, ia vezi, cu forțele strategice ale Rusiei, ce zice? Aviația cu rază lungă de acțiune, capabilitățile cibernetice, spațiale și din spectru electromagnetic. Nu au pierdut deloc capacitate. Ce-ai făcut, mă? Bă, că nu înțeleg pe Macron, sincer. Mi-am crezut că înțelegi pe Marcu. Nu, pe Rute. și pe Huti, care cum te... Da, când vine... Da, ce-i asta? Păi nu, cred că a greșit. Cine mă, Cavoli ăsta? Nu, ăsta n-a greșit, el spune. Păi nu, dar acum îl înțeleg pe Macron. Că vrea să trimită trupe. Păi, în condițiile astea, tu n-ai vrea? Tu știi câte tancuri sunt acolo? Tu n-ai vrea cine oprește tancurile alea? Nu știu, Macron probabil. Și urmează să atace o țară NATO. Da. Ce faci? Bine, tu? Eu? Da. Cum te scoți? Să se scoată ăla care a zis în Insider în decembrie 2023 că... Le va trebui rușilor 10 ani ca să-și refacă. Ăla nu a spus el în Insider. Ăla a citat serviciile speciale britanice. Ăia, cei mai buni din lume. Cei mai buni cercetătorii britanici. Nu cercetători. Nu, în general cercetători. Întreabă-l pe Bocăncel. Cu serviciile speciale. El de acolo ia lumină. Și vezi că inclusiv Departamentul Apărării, adică Ministerul Apărării în Marea Britanie a confirmat cei 10 ani. Și era în decembrie 2023. Aoleu, Vali, dar uite ce repede a trecut timpul și începe și meciurile la 10. Îmi pare rău. Că e mai multe, da. Pare rău de nu, tine, dar acum am uit pe asta. Deci e o tiradă, de fapt o întreagă listă de argumente și toate argumentele astea arată cum câștigă, câștigă Rusia războiul. Nu. A?
Nu mai râde, că zice lumea că ăștia sunt bucuroși că faptul... Aha. Nu suntem bucuroși, dar asta se întâmplă. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe, că vorbeam cu de rafinăriile, da, rafinerii. Corect. Hai să ne aducem aminte. 803-a, vă rog, ca să ne aducem aminte. Da, nu dar ce-o. Ia, 803-a. Deci, cum era pe Politico, ia uite tu acolo, pe 22 martie. Ce ziceai? Că Washington a cerut Ucrainei să oprească atacurile cu drone asupra rafinărilor de petrol din Rusia de teamă să nu crească prețurile țițeiului. Dar cum ar fi să blocheze Iranul strâmtoarea Ormuz? Da, hai că mă uit o caut pe asta. A? Păi iar dar n-ar mai ieși nici Trump președinte. Eu cred că n-ai mai ieși nici tu lider de opinie în România. N-ar mai ieși nici Trump președinte, hai. Da. Auzi, nu, mai lăsați un pic asta să văd că n-am citit până la capăt. N-ai citit. Da. Washington a cerut Ucrainei să oprească atacurile cu drone asupra rafinării de petrol, de ce nu prețurile se provoace retaliere. Adică ce înseamnă retaliere? Păi, tu ce crezi? Nu știu, că nu sunt de aici. Și să provoace retaliere, nu? Păi, adică rușii să facă cam ce ar vrea să facă izraelienii cu Iranul. Adică, okay. Ca să se oprească petrolul de tot. Auzi, Marius, hai să aduci aminte. Deci asta era pe 22 martie, da? 2024, da. Ții? Păi și ce a făcut fratele tău Kirby tot atunci? Ia zi, 123 ce vă rog? Să vedem. Ia. Hey John, there's a report that the US is urging Ukraine to stop attacks on Russia's energy infrastructure out of fear that it's going to drive up oil prices. Can you confirm those conversations are happening? I'm not going to speak to the specifics in that press point. The only thing I would tell you is what I've said before. We do not encourage or enable the Ukrainian military to conduct strikes inside Russia. Are you concerned about this at all, that these attacks are happening against their energy infrastructure? We do not encourage or enable Ukraine to strike inside Russia. Deci, el nu vrea să spună, Marius, un lucru foarte simplu. Că dacă ucrainenii mai aruncă, nu-i așa, câte o pietricică într-o rafinărie rusească, s-ar putea să crească prețul la petrol. Ceea ce înseamnă, Marius, că rușii livrează petrol în piață. Și ar fi deranjat Biden dacă rușii n-ar mai livra petrol în piață, fiindcă ar crește prețul la petrol. Dar eu am înțeles de la tine că Biden a făcut el așa, a impus el niște sancțiuni ca să nu mai vândă rușii petrol nicăieri pe lume. Uf! Și cum? Acum vrea ca rușii să vândă petrol ca să nu-i scadă lui fața? Adică păi nu știu, să nu că crească tu ești cu prețul? Americanii. Păi, măi, ia să gândim logic. Eu am înțeles că am pus sancțiuni pe ruși ca să-i omorâm. Să nu mai poată exact. Să... Nu? Da. Nu le-am interzis europenilor să mai ia petrol de acolo? Cu banii și cu aia. Și acum aflu că dacă ucrainianul legitim lovește o țintă, ai țintă militară, Marius, rafinăria. Pentru că petrolul e folosit pe în scopul strategic. Teritoriul Rusiei, da. Atenție, da. E, petrolul este armă strategică. Mm-hmm. La ce îl folosești? Îl bei seara sau îl pui în tank? Dai cu... A? Pui... Deci este legitim ca ucrainenii să lovească astfel de ținte. Rafinăria e țintă militară în război, Marius, dragul meu, iubitul meu. Și cum? Vine Biden mea. Și zice, băi, nu... Nu e bine ce faceți. El vrea să fie președinte în continuare. Încă păi asta înseamnă următorul lucru. Biden știe că Rusia vinde petrol în piață, e îngrijorat dacă Rusia n-ar mai vinde petrol în piață, pentru că ar crește prețul la petrol în SUA și el vrea prețul la petrol în SUA jos ca să ajungă președinte. Și aici, Biden președinte. Și aici români, oare nu vi se pare că se îmbârligă două cozi? Cumva cozile lui Biden... Și a lui Putin? Întrebați-mi pe Iohannis el ce știe despre treaba asta. A, mai ajunge la NATO? Am o diagramă să-ți arăt. Da. Tu spune-mi până una alta, e cumva... Ai ceva cu mine? Adică... Ți se pare că Biden e în război cu Putin? Biden... Păi le cere ucrainienilor să nu mai lovească rafinăriile. Și nu le dă nici bani ucrainienilor. Și le dă nici bani ucrainienilor. Aha. Și ucrainienii mor pe capete și o să vezi că armata lor nu mai există, că o să-ți arătați. Și se cheamă atunci că suntem prieteni cu cine? Cum nu mai există armata? Păi, Marius, dacă nu mai pot demobiliza militari, Deci nu îi mai pot trimite acasă, Marius. Îi țin acolo în tranșee până mor. Și dacă s-a prelungit... Și am înțeles de la tine că e urât să mobilizezi pușcăria și în armată, nu? N-am spus-o eu. Păi, dar ei asta fac. Aia, Wagner, cum, Prigojin, săracul. Păi nu, mă, că ăștia acum și-au dat lege.
Da, ucraineni. Să facă și ei același lucru, păi dacă nu mai sunt oameni. Nu, că ai atenție, rușii, știi cum e? Le dădeau incentives la ăia să vină să lupte, dar acum ei se... Dragul meu, ce până să trecem la asta, că e interesant să deschizi... Stai. Știi că vreau să te întreb ce... Întreabă-mă. Bine, las că te întreb la final. Nu, am citit o analiză din... și era cald subiectul cu Iranul, cu atacarea Israelului, am citit o... Marius, tu întreabă-te următorul analiză lucru. Din Politico, te grăbești? Le urăm mucius. Mucho succesos. Da. Așa, da. Iranul nu mai este... Dice că Iranul tocmai a întărit puterea lui Netanyahu. Iar din ce spui tu, lucrurile n-arată deloc așa. Nu? No? Deci, Marius, ce vrea să spună micuțul de la Politico, da, e următorul lucru. În momentul în care Iranul a atacat Israelul, care se afla într-un con de antipatie datorită evenimentelor din Gaza... Pe moment ai zis mai devreme capătă oarecare simpatie, dar nu poate folosi. Sigur că da. Se duce repede. Sigur că da. Hai să ne întoarcem la oile subiectele noastre. Deci, iubirea mea... La dragostea mea rotitoare. Uită-te tu la următoarea situație scurt și trece mai departe. Ce ai făcut? Deci, Rusia și SUA Love. Make love, not war. Da? Da, make lovele. Cum e asta, mă? Eu Iranul îi scriu lui Biden. Alo, Robinet, notează-ți. 13:40:05, primul val, două drone Shahed, două rachete, așa. Mm. Și pe urmă vine asta, și pe urmă vine asta. Asta ora ce? Acutare, nu știu ce. Asta ce e asta? Shahed 136-131. Asta ce e asta? Așa se face? Așa facem războiul? Alo? Deci eu vin la tine în casă să-ți fur nevasta și zic... E război de împăcare. Vezi, la ora 3 vin să-ți fur nevasta. E război de împăcare. A. Și e chestia aia ca și în dragoste, când se mai amenință, mai pe la țară, mai pe la... Nu ca în țară fi mai rău, ce vezi că îți dau una de nu știu ce. Iar tu îmi scrii. Adică o anunți. Tu îmi scrii. Bă, fraiere, nu-mi furi tu mie nevasta, dar o sticlă de... Zaibăr îți dau dacă treci mai... Și ce vrea să spună toată chestia asta? Păi fii atent ce vrea să spună toată chestia asta. Ai văzut cum e cu rafinăria? Da. Bă. Știi că avem un drum de parcurs aici super pentru români, l-am pregătit pentru voi, dragii mei. Da, drumul Damascului. Drumul... Ce drumul Damascului? Ia fi tu atent aici, că o să-ți placă asta. Da? Te ții? Da. Ia-o. 151 cevăru. Let me move on to Ukraine. The Biden administration has discouraged Ukraine from launching refinery strikes against Russia. Why is the Biden administration discouraging Ukraine from undertaking some of the most effective attacks on Russia's war-making capabilities? Certainly, those attacks could have a knock-on effect in terms of the global energy situation quite frankly I think Ukraine is better served in going after tactical and operational targets that can directly influence the current fight. So it sounds to me like the Biden administration doesn't want gas prices to go up in election year based on all the other actions they've taken to drive up gas prices further. But anyway, de ce zice mă ăla? Ăla-i secretarul apărării. Și îl întreabă Cotton, zice, băi, de ce le-aș cerut ucrainienilor să nu mai lovească rafinării? Ăla anticipând ce vrea să zică, da, domnule, ce s-ar putea să aibă influență, dar să știi că e mai bine să urmărească țintele pe câmpul de luptă. Să treacă cu pușca. Și ăla zice, du-te mă de aici, bă, că tu crezi că noi suntem proști? Crește prețul. Deci cum e mai bine? Să tragă cu pușca? Da. Bine, Marius. Păi, atunci, semeni, secretarul de stat nu american. Da? Atunci la de apărare, nu? La apărare. Vai sufletul lui. Hai să-ți arăt. Adică ce are? Păi uite-te aici. Ți-o aduce aminte pe una, nu? Newland? Victorița, cum? E clienta noastră. Victorița, sorioara ta. Clienta noastră, da. Hai să vezi cum e cu Victoria. Da, da. Victoria Ucrainei, da? Mergem pe 26 ianuarie 2023. Și că Hezbollah are 200.000 de rachete balistice inteligente. Dumnezeule! Marius, păi n-ai cum să verifici cifra asta. Eu m-am dus să caut în depozit, nu pot să stau. Da. Nu, Hezbollah acum nu are așa ceva. Da. Dar Iranul, Jesus! Cât nu are? Vrei să vezi. Eu ți-am spus că un atac cu 10.000 de rachete este piece of cake pentru ei. Am înțeles. Deci, uite, Lufthansa reia zborurile către Tel Aviv, deci nu vine cu riposta. Hai, mă, ce...
Păi, Marius. Stai. Israelul va răspunde atacului Iranului, a răspuns șeful statului major al armate, Herzi Halevi. Alegem noi. Data în timp ce vorbea la baza forței, vei încuraja și pe aia pe acolo, una dintre țintele dronului și rachetelor de la Teheran sâmbătă trecută. Lansarea tuturor drone și rachete pe teritoriul izraelian, a spus el, va avea un răspuns. Purtătorul de cuvânt al armatei izraelene, IDF, sau IDF, IDF, a citim în engleză. Contraamiralul Daniel Hagari vorbește acum de la baza aeriană Nevatim, care a fost lovită de atacul iranian din acest weekend. El spune că baza aeriană este încă funcțională, non-stop, și a suferit doar pagube ușoare. Întrebat de un reporter dacă armata pregătește publicul izraelian pentru război, Hagari spune că atacul iranian a fost dejucat, așa că gama de posibilități pe care le avem este mult mai largă. Da. Ce? Cu puțin timp în urmă, șeful de stat major al IDF a spus că va exista un răspuns la atacul Iranului. Da. Poți să spui și mie o întrebare? Da. Adică să-mi răspunzi la o întrebare. Dacă au fost atât, dacă au fost atât de eficienți în a respinge atacul iranian, cum se face că pe baza aia, chiar pe baza aia, de unde spun iranienii că a plecat atacul împotriva consulatului de la Damasc, au căzut niște ghinde? Nu știu, dar îți dai seama. Nu, dar poți să spun o întrebare? Da, pune. Ghindele alea nu au căzut cumva pentru că au fost lăsate să cadă ca să aibă și ayatollahii ceva de arătat populației? E, uite, la asta nu m-am gândit. Nu te-ai gândit, nu? Și ar fi făcut israelienii asta pentru ayatollahi? Poate corect au făcut-o americanii. A, că nu puteau să facă direct izraelienii pentru că se tăvăleau pe jos. Eu întreb. Tu pui o întrebare, faci o întrebare. Că dacă tot au fost oprite toate rachetele. Da, dar cum au căzut alea tocmai acolo la baza aia? Exact acolo unde au și spus iranienii că țintesc. Când au lăsat atacul să l-au omorât pe generalul. A? Cu tare. Nu cumva e o dudă lăsat așa, acolo într-un țar, țâc, a căzut și el a zice, iată, am lovit în inimă regimul sionist, cum le spun ei. Mulțumim din inimă partidului. Da? Hai să mergem mai departe, că începe meciurile. Marius, aici nu începe nimic. Păi nu începe aici, dar începe la acolo. Deci, micuța Newland, ce mai aduce aminte? Da. Iubirea ta, sufletul tău. Dragostea mea cea mare. Strălucitoare. Victorița. Hai să vedem. Ce te învață ea pe tine? Ce mă învață? Dați-mi 920 bevărul. Ia. Ia. I'm trying to get you to either say yes, we believe Ukraine can win the war, or we're not really making that statement. Do we believe that Ukraine can win the war? We believe that Ukraine can regain the sovereignty to survive and thrive, and it can push Russia back further, yes. Mm-hmm. Da. Does that mean they win the war? Ukraine will define what winning is, right? But yes, I believe so. Aolo. Deci asta spunea doamna Newland. 2023 era începutul anului, nu? La 26 ianuarie, da? Hai acum să... De ziua lui Nănicu. Hai să-ți aduci aminte de domnul Miller de data trecută, din 11 iulie 2023, da? Îmi place mult de dânsul. Ia fi tu atent aici. Dați-mi 138C, ca să-ți aduci aminte. You said that... că n-ai vrut să te uiți la băiatul ăsta când ți-a spus. Da, mi-a făcut mult. Before the war is over. But this kind of raises the question of what it means for it to be over, because I mean, does it require a peace agreement, or because you know we might end up with a frozen normal conflict, right? Și cum face acordul de pace? With respect to the second one, I certainly understand the question. I think it's a very difficult one to answer without engaging in a lot of hypotheticals about what is inherently a very unpredictable situation. I will just reiterate our belief that it's important that Ukraine wins this war, that it reclaims the territory that Russia has occupied, but I wouldn't want to make any predictions about how or under what conditions the war might end. Păi dacă nu știi cum se termină războiul, micuțule. Cum va câștiga, adică cum va recuceri teritoriile? Și voi tot promiteți că băgați Ucraina în NATO când se termină războiul. Dar când se termină războiul? Și cum se termină războiul? Fii atent, războiul? La ce a întrebat. Băieți, voi când spuneți că se termină războiul, vă gândiți la invazia asta de acum sau aveți în vedere și Crimea, care va fi recuperată de Ucraina și abia atunci se termină războiul, că aminte e conflict înghețat? Corect. Niciun președinte ucrainean ți-a spus. Foarte bună întrebare. Da? Bun. Deci asta ca să-ți aduci aminte. Da. Dar nu vrei tu să mergi acum pe 9 aprilie 2024 la secretarul apărării? Da.
Zilele trecute a fost. La Secretarul Apărării? Mm-hmm. În audierile din Senat pentru bugetul pe 2025? Al apărării. Bugetul pe 2025. Adică pentru anul care vine. Da, da, bugetul apărării Statelor Unite. Da. Asta chiar interesează. Da. Ar putea fi o bombă. Ia să vedem. Aia, pe bune. Încă n-ai văzut nimic, micuțule. E, am mai văzut câte ceva la viața mea, dar... Băi, Victoria... Băi, e cu Victoria Ucrainei. A. Păi tu n-ai văzut că nu ți-a spus Nuland, stai așa? Nu ți-a spus Miller că stai așa? Și anumici că nu respira, că vine și Victoria. Vine și... Era vorba despre ea, Victoria, da, Nuland, da, chiar, da, despre Victorița. Sau Toria, cum îi spun americani. Și uite, vine băiatul ăla deșteptul, îl cheamă Austin, secretarul apărării, da? Care fumă mai devreme, da? Are fumă mai departe. Și uite, stă de vorbă cu senatorul Schmidt. Foarte bun tip. Bă, ți-am spus, au americanii printre micuții de acolo niște tipi. Începe... asta e ideea. Bă, poate să înceapă. Eu ți-am spus. Nu. Îți iei țeapă, poate să înceapă. Păi nu. La 10 se termină emisiunea, atunci începe ce aia. Nu vreau. Așa ți s-a părut că vine atacul cu drone, se termină când vrei tu? Las că nu mai vine, că nu păi ripostează. Păi da, nu trebuie să vină. Trebuie dacă ripostează, să vezi ce fac cu tine. Deci, păi ce să faci cu mine? Eu, uite-te aici, sunt pe faleză, nu am crampe, n-am... Pe fază, nu pe faleză. Pe faleză, nu, că am și eu vreau să merg pe litoral anul ăsta. Te rog. Deci, până acum am înțeles că nu știai cum e cu Victoria Ucrainei. Da. Atunci află de aici. Ia vezi tu. Ia vezi tu, micuțule. Dați-mi 155 ce, vă rog. Ia. I just want to get through a couple more questions. So, what does victory look like for Ukraine? Ia. How do you define victory? You may have heard me say this earlier, Senator, but we've said from the very beginning that what we want to see is a Ukraine that's a democratic country that has independent și are... has the ability to protect its sovereign territory, defend its sovereign territory, and to deter aggression. Bravo. Does that mean Crimea is part of Ukraine? Crimea is a part of Ukraine. Well, okay, right. But in order for the war to be over, does Ukraine have to control Crimea? In terms of how things transition going forward, I would not want to predict what President Zelensky will decide. Zelensky. I think part of the problem, with all due respect, is that this administration has not articulated what an exit strategy is. To me, this is a blank check for a war that, without any clearly defined goals, will be endless. How is it? Endless. Endless, fără sfârșit. Atâta poate Biden. Și acum îl bagă Netanyahu în altceva. Tot de aceeași culoare. Te referi la Macron? Da, la culoare. Da, la Macron, da. Asta a fost bună. A fost pe fază, ești în formă. Deci poftim? Culoarea Macronului, zice. Dar tu mă mir că nu știi până la momentul ăsta că Ucraina a înfrânt Rusia. Dar o să aflu, am tot timpul. Nu, dar te văd... Eu verific, eu nu sunt analist geostrateg de ăsta, ca geo. Eu sunt ziarist și trebuie să verific informațiile din trei surse. Atunci iau-o pe a treia. Hai, dă-mi o pe a treia. 147C cu dedicație pentru ma usică. Radu, este cât se poate de evident că rușii pierd teren în Bahmut, un oraș pe care încearcă din august anul trecut să-l cucerească. Ce înseamnă acest lucru pentru Vladimir Putin și care ar putea să fie următoarea lui mișcare tactică pe front? Ceea ce se întâmplă acum la Bahmut este dovada faptului că a treia contraofensivă ucraineană este una de succes. După ceea ce s-a întâmplat la Kharkiv, după ceea ce s-a întâmplat la Kherson, această lovitură pe care apărarea ucraineană o dă la Bahmut demonstrează faptul că este posibilă eliberarea teritoriului Ucrainei de invazia rusească. Și cred că trebuie să ne uităm la modul în care se desfășoară această contraofensivă. N-ar trebui să ne așteptăm la o eliberare masivă, la o confruntare de sute de mii de trupe blindate, tancuri, ci mai degrabă la lovituri chirurgicale, punctuale, în așa fel încât... Radu, este cât se poate de evident că rușii pierd teren în Bahmut, un oraș pe care încearcă din august anul trecut să-l cucerească. Ce înseamnă acest lucru pentru Vladimir Putin și care ar putea să fie următoarea lui mișcare tactică pe front? E foarte bun, stai. Ceea ce se întâmplă acum la Bahmut este dovada faptului că a treia contraofensivă ucraineană este una de succes.
după ceea ce s-a întâmplat la Harkiv, după ceea ce s-a întâmplat la Kherson. Această lovitură pe care apărarea ucraineană o dă la Bahmut demonstrează faptul că este posibilă eliberarea teritoriului Ucrainei de invazia rusească. Și cred că trebuie să ne uităm la modul în care se desfășoară această contraofensivă. N-a trebuit să ne așteptăm la o eliberare masivă, la o confruntare de sute de mii de trupe, blindate, tancuri, ci mai degrabă la lovituri chirurgicale, punctuale, în așa fel încât pe mai multe zone Rusia să fie învinsă și acest uriaș cu picioare de lut să se prăbușească. S-a terminat. Ai auzit, da, Ana, da? Acest uriaș cu picioare de lusă se... Opriți timpul, opriți pământul, vreau să cobor. Păi, dar știi care e chestia? Când spui toate aberațiile astea, da. Cum așa. Poți după aia să spui alte aberații după ce le-ai spus pe astea? Cum poți? Așa bine ar fi răspunsul, sau ce? Este diferența între racheta Hamas și interceptorul israelian, Maris. Vorbesc din perspectiva unui gazetar. Da. Când vine o informație dată de securiști proști, vorba ta, mamă, iau ăia înapoi Bahmutul, fiind câștigat de nu știu când, și că asta. Și tu mergi mai departe, spui că asta arată că ucrainienii... Ascultă-mă, că n-ai fost atent, acum n-ai fost tu. Aceasta a treia contraofensivă, care mai a treia contraofensivă? Bă, era la 11 mai 2023, micuțul. Care a treia contraofensivă? Era noua, care-i treaba? Tu nu știi că erau atunci... Acum un an porneau contraofensiva și aruncau un mare pe ruși? Ai uitat? El la nivelul ăla e. De două luni de zile de la începutul anului, de trei luni de zile, asist la această sperietoare pe care ne-o prezintă fiecare lider occidental, cum rușii vor ataca o nouă țară, o altă țară, o nouă țară. Păi după ce? Păi... Și în următorul interval și o țară NATO. Păi după ce arunci în mare... Asta face uriașii cu picioarele de lut, atacă țările alte NATO. Țări. Da. Îi arunci în mare și lutul știi să moaie. A, și atunci odată... Înțelegi? Și atunci ei înotând cu picioarele de lut. De lut care se destramă încet, exact. Încet. În loc să ajungă Rusia, ajung la tine, la Constanța. Păi, asta e situația. Este de care... ceva dincolo de orice. Da, pe bune? Da. E sigur? Da. Da, tu știi că Ucraina intră în NATO? Păi da, n-am stabilit data trecută. Păi da, dar între timp a apărut și audierea în Senat pentru bugetul... Am înțeles. Înțelegi? Hai să vedem. Vrei, ești cum intră NATO, da? Da? Să știi că... Hai. Înainte cum să... intră NATO, ia. Nu, da. Arată. Înainte mai avem să... un sfert de oră. Nu, mai avem niciun sfert de oră. Haide că m-am dus puțin aici totuși ca să-ți arăt că... Nu că vreau intră să NATO, așa. Da? Nu, dar fac un salt mic, da? Până la intrarea NATO, ca să lămurim... Unde dai tu arme, da? Stai o secundă, Vali. Uite, apropo de ce ai vorbit mai devreme. Informații de ultimă oră. Zic. Statele Unite. Nu suntem implicați în posibilul răspuns al Israelului. Da. Adică o delimitare nu clară, mai mult decât clară. N-are nicio valoare. Guvernul israelian va decide singur dacă va exista un răspuns sigur. La atacul iranian și care va fi răspunsul, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate, John Kirby, prietenul domn profesor. Și al meu, da. Subliniind că Statele Unite nu sunt implicate în niciun posibil răspuns israelian. SUA nu au primit o notificare de la Iran cu privire la anumite atacuri împotriva Israelului. Păi cum nu spus să... Bineînțeles! A declarat. Da, stop! Da. Marius, dacă n-au primit nicio notificare... De unde știa Biden în comunicat oficial? Da, da, ce ai vrut să atași, exact. Exact ce spuneai. Pentru că eu de-aia ți-am arătat ce a zis Biden, că era firesc ca el să nege asta. Pentru că dacă a recunoaște, apare că a fost războiul de împăcare, da? Da. Ce hai că ți-l-am rezolvat și pe Iohannis. Uite, știrea asta rezolvă. Și după aceea te las să-ți continui ideea. Olanda va aloca 4,4 miliarde de euro în plus pentru ajutor Ucrainei. Între 2024 și 2026. Guvernul olandez a decis, deci mai dă 4 miliarde de euro, 4,4, deci Rutte șef NATO. Gata, pa, pupici. Crezi că era nevoie de asta? Păi, nu, cum să, ca să stea lumea liniștită, să nu mai zică nimeni. Bine, nimic. Dacă tot băgași treaba asta și plimbi de colo-colo, dați-mi 852-a. Să nu zici că zici ceva de Iohannis, că eu nu suport aici să-l atacăm sau ceva. 852-a, sau... uite acolo. Fii atent. Ți-am pus pe două, ca să-ți arăt, ți-am pus pe două coloane, da?
În stânga ai declarația din 12 martie, da? Da. Aia când a anunțat el. Da, că... da. Și pe 10 aprilie 2024, deci la o lună după, anunță el cam cum stă cu demersul pe care l-a inițiat pe 12 martie. Și am să-ți arăt unul din elementele care țin de prostia securității de la București. Cât sunt de proști. Nu cred. Uite-te aici. Hai. Țară de aici. Fii atent. Mergem în stânga, da? Da. Îmi asum candidatura în numele României. Cu toată responsabilitatea, această decizie are la bază performanța României. Vezi că o bagă pe România în față. Da. România. Experiența acumulată parcursul celor două mandate de președinte al României. E România de 5 ori în trecut. Înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa. Și fii atent ce zice, ai roșu, în special regiunea noastră. Ce vrea să zică? Bă, noi suntem aici în partea asta unde e război, Rusia-Ucraina, da. Deci noi suntem meseriași că ne pricepem, da? Aici, local. Asta e, aici e mesajul. Da. Ce poate fi mai important pentru NATO decât acest punct, nu, de inflecție la momentul ăsta al tuturor conflictelor planetare în care, iată, ai o țară membru permanent în Consiliul de Securitate, putere nucleară, cu cea mai mare țară din Europa, da? Ce poate interesa pe NATO dincolo de semnificația acestui conflict? Noi suntem aici, de aici ne pricepem, pigmi. Bun, mergem dincolo. România a primit recunoașterea tuturor, deci în dreapta, da? Uh-huh. Profesionalismul militarilor, tralala, acestea au fost și acestea au fost de altfel argumentele intrării mele în competiția pentru funcția de secretar, așa, având convingerea că experiența și înțelegerea aprofundată a specificului acestei regiuni. Deci vine din nou, atenție, eu mă pricep aici. Securitatea, atât cât este ea de proastă, nu a înțeles că povestea cu secretarul general NATO n-are nicio legătură cu regiunea, cu acest conflict, cu regiunea, nicio legătură. NATO e NATO. Absolut nicio legătură. Da. Și că America poate să pună secretar general NATO și maimuța de la circ, aia care este, nu știu, din Mali. Uite, asta nu-mi place că limbajul tău e, adică, profesor universitar să zici de maimuță totuși. Da, ce mai? Vreau să spun următorul lucru. Da. Alo, fii atent aici. Vă rog. Atunci când Renoir a fost criticat pentru că expunea la Independenți. A început să vii de acasă, zi la așa. Independenți, da. Așa. Apărea articol în presa franceză care spunea așa. Ce zicea? Atunci când privești o pânză de Renoir, ai impresia că te uiți la pânza pictată de o maimuță care a făcut roz de niște culori. Încep să vii de acasă. Vrei să-mi spui aminte că... de citatul respectiv. Ucraina intră în NATO. Poate învinge, intră în NATO. Nu? Marius, aici am ajuns. Stai o clipă. Da. Deci... pentru că ai ridicat o problemă și mi-a plăcut foarte mult. Așa, asta cu Iohannis? Nu, la asta am făcut eu un salt pentru că m-ai enervat. Dar, cum sunt eu enervant, ca de obicei. Dar vreau să-ți aduc aminte, pentru că m-ai contestat adineaure apropo de corupția Ucrainei. Eu nu te contest. Da. Hai să ne aducem... dacă ai probe. Da, da, hai să ne aducem aminte din 28 ianuarie 2024. Dați-mi 654 avăru. Mai ții minte o buzele alea? Da. Deci ce zice? Schemă de corupție, deci cine? SBU, adică securitatea lor. Da, a ucrainienilor. Da? Mm-hmm. Schemă de corupție, e Reuters, nu e de la ruși, da? Nu e de la ruși și de la iranieni. Te rog. Ce vrei, mă? Suflet din sufletul. Exact, deci, neamului. A descoperit o schemă de corupție în achiziționat de arme de către armata țării în valoare totală de 40 de... Deci o mică schemă de corupție de 40 de milioane de dolari. Mm-hmm. Fii atent. Investigație. Fii atent. Cât au furat? 1,5 miliarde de grivne în achiziționarea de obuze? Da, 100 de mii de obuze. Da? De lapidare a implicat achiziționarea 100 de mii de obuze de mortier pentru armată. Auzi, Marius... Da, tu știi că sunt 50 de anchete penale cu privire la livrarea de arme către Ucraina în Statele Unite la nivelul inspectorului general în Departamentul Apărării? Nu. De ce nu știi? Din Ucraina în Statele Unite? Așa am zis? Da. Din Ucraina în Statele Unite? Da. Livrarea de armă din Ucraina către... Mă iertați, sunt obosit. Și atunci, așa...
Deci, reiau întrebarea către Mausic. Da. Deci, Marius, știi că sunt 50 de anchete penale în ceea ce privește modul în care au fost folosiți bani pentru Ucraina dinspre Departamentul Apărării, la nivelul investigațiilor făcute de inspectorul general. Știu că sunt, dar nu știu că sunt atât de multe. Atât de multe? Da. Atunci când vorbim de livrări către Ucraina, 50 de anchete penale? Nu, nu știai? Nu. Dar să știi că nici Austin nu știe. Hai că aici chiar nu mai... Adică... Adică ce? Mai lăsa mască, cum se spune. De ce? Că nici el, dacă nici șeful... Adică Austin este șeful Departamentului Apărării. Din... De... Secretarul Apărării, adică. Cei ce-s români. Ia să vedem. V-ați prins? Păcat că el nu știe. Crezi că nu știe sau o fi... Hai că a zis și Macron ceva cu dronele, dar spun după aia. Da? Da. Adică vrei să vezi cum e cu asta? Da, 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 te rog. Da? E sigur? Absolut. Dar de ce știu senatorii americani, nu-i așa că asta Ucraina e cea mai coruptă țară? Că uite, dar tu nu poate fi. Dai greu la final, chiar mi-era bine. Nu, dar eu cred că ăștia nu au luat legătura cu rămâturile. Păi dar și noi știm că... A. Păi... A. Poate să bată o țară coruptă, Rusia, care nu, e și ea coruptă? Nu, e coruptă, nu cred. Corupți între ei? Dar nu știam asta, adică... Cine noi? Noi românii, poate că e... tu. Europenii, eu român. Toți vorbeau da. Înainte de începerea da? Războiului. Bine, hai să vedem atunci. Da. Dacă zici tu că nu e corupție și nu sunt 50 de anchete penale... Am zis că n-am spus asta. Dați-mi 153 ce vă rog. Ia. The DOD inspector... Ia vezi. General has said that there's 50 criminal investigations going on right now from money sent to Ukraine. By the way, one of the most corrupt countries in the world. Are you familiar with that, Secretary Austin? Huh? What I am familiar with is that we've given our Inspector General the access that he needs to be able to exercise oversight, and we've just increased his authorization in terms of number of people to have forward there. That's really important. But in terms of monies that are being provided to Ukraine. We don't, as you know, Senator, we don't provide money. We provide security assistance in the way of equipment, munitions, and that sort of stuff. And we replenish when we replenish the things that we've taken out of our own stock to provide to Ukraine. That work comes through our industrial base. Frumos, you know, our companies in Alabama are helping to create the weapon Alabama, systems to replace those systems that we provided to Ukraine. So, in terms of specific cases that the IG may be referring to, I don't have knowledge of that. Yeah. Deci, ce ai făcut, mă? Nu știe. IG este inspectorul general al Ministerului Apărării, unde el este ministru. Mm-hmm. Ai înțeles? Da. Și el investigează, are 50 de anchete penale. Și ministrul Apărării spune că nu știe? Nu era în localitate. Păi nu, tu nu ești în localitate. Răspunde și mie, Comisia Europeană, așa? Apropo de bani și de țară coruptă, aprobă un plan de reformă de 53 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Așa. Mai zi o dată. Ce aprobă? Comisia Europeană aprobă un plan de reformă de 53 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Asta trebuie aprobat. Dar de ce trebuie să dăm noi atâția bani acolo? Cum de ce? Comisia Europeană a declarat pe 15 aprilie, astăzi, nu? Așa. Că a aprobat planul pentru Ucraina, o strategie de reformă și investiții pentru următorii 4 ani. Da. Conform planului, Ucraina va primi sprijin regulat și previzibil în cadrul facilității UE pentru Ucraina, de până la 50 de miliarde de euro, 53, se arată în comunicat. Da, dar toate păi fii atent Macron, s-a trezit Macron, doar că e târziu. A venit cu lumea. Nu, a venit cu narativul. Așa, Macron, ia președintele francez, Emmanuel Macron a confirmat luni că Parisul a participat la dejucarea atacului Iranului împotriva Israelului în weekend. Așa e. A interceptat dronele iraniene la cererea Iordaniei. Așa este. În timp ce survolau spațiul aerian iordanian. Confirm. Da? Da. Atacul fără, da, hai să văd dacă mai confirm și acum. Atacul fără precedent al Iranului asupra Israelului a fost un eșec spectaculos și jenant. Sigur. A declarat luni Casa Albă. Am văzut rapoarte că iranienii plănuiseră să eșueze, că acest eșec spectaculos și jenant a fost deliberat. Toate acestea sunt categorii false. A declarat purtătorul de cuvânt al executivului american John Kirby. Hai,
Da, să ne spune John Kirby de unde știa Biden că vor ținti păi doar... Păi da, na, nu-l întreba nimeni asta. Nu? Tu zici, mă, dar ai văzut în România, nu știu ce mă întrebai la începutul emisiei, a întrebat cineva asta? Auzi, n-a întrebat nimeni nici în lume, dar mi-te în România. Dați-mi 851, vă rog, că e Marius curios. Curios, da, ne și retragem. Da, publicitate. Da, ia vezi ce e acum. Asta e așa. A, ce-a da. Ce a făcut? Groaznic. Nu îi mai demobilizează. Au o nouă lege de recrutare a țării? Păi cum, așa? Păi cum face asta? Au fost eliminate prevederile privind trimiterea soldaților acasă de pe linia frontului după 3 ani. Nici în al doilea război mondial nu stăteau da, așa. S-a sperat că proiectul de lege care a făcut obiectul unui dezbat așa ar fi deschis calea pentru demobilizarea soldaților a promis Zelenski 36 de luni de serviciu. Bine, mai e un pic, se fac 36. Ia vezi. Zelenski, președinte ucranian, promisese anterior că recruții vor începe să fie demobilizați din aprilie. Dar prevederea a fost eliminată din versiunea finală a proiectului de lege privind mobilizarea de către Oleksandru Sirski. Auzi, mă, Marius, dar ci că Prigojin era cu din ăștia, cu deținuți. Cu deținuți, da. Un nenorocit. Da, Bocăncel, ai luat legătura? Numai de ai luat legătura cu Bocăncel? Alo, Bocăncel? Așa. Alo? Te rog, ia legătura cu el, așa. Dați-mi, vă rog, 850-a ca să-i citească lui Bocăncel, Mausică. Ia, 850-a. Ia, Valerica, ce vrei să-i citească lui Bocăncel? Ia, vezi, micuțule, ce ce a făcut? Ce zicea? Ce zicea? Cea că ar permite... Deci prin lege? Prin lege? Păi Putin a făcut lege, le-a zis la aia, bă, vreți să vă înrolați? Acolo e, nu e țară care îți dea da, lege. Nu? Acolo e dictatură. E dictatură, da. Parlamentarea așa lansează un proiect de lege care ar permite deținuților să servească în armata ucraniană să lupte împotriva Rusiei în prima linie. Bravo, frumos. Nu? Și zice, uite, vezi, posibilitatea a corecta și îndeplini datoria de a respinge agresiunea armată împotriva. Cum? Facem cu pușcăria și treaba? Dar cu cine? Păi nu știu, că am înțeles că au armată, au valoare, au tot ce le trebuie, le dau americanii. Super. Tu n-ai înțeles la fel? Hezbollah, 200 de mii de rachete balistice, fratele meu. Așa ăștia au. Bă, Marius, mă. Da. Mulțumim pentru participarea în această seară, mai avem 3 minute, ne domnule profesor. Ne retragem așa? Ne retragem în glorie, în plină glorie. Da? Așa știi tu? Mhm. Cererea SUA de a nu viza rafinăriile rusești de petrol a iritat pe Zelenski. Vicepreședintele SUA, Caramela Harris, i-a cerut președintelui Zelenski să nu atace rafinăriile rusești de petrol în timpul întâlnirii lor private la conferința de securitate la München din februarie. A informat Washington Post pe 15 aprilie. Abia acum a apărut informația. Cererea lui Harris l-a iritat pe Zelenski, care a respins recomandarea. A raportat, scrie Washington Post. Auzi, Marius? Da. Apropo de bani, știi, s-a dus și fratele tău... Care dintre ei? Cameron. Așa, s-a în America. În America. Să ia bani pentru... Nu mă, s-a dus la ăștia, la republicani, să le zică... A, să le dea banii ucrainienilor. Să dea bani la... Vrei să vezi? Da, te rog. A? Da. Daci-mi 847-a. Ia uite, mă. Ce zice? M-am întâlnit cu așa, corporativ, parchează și dar ce vine de a fixa întâlnirea? Adică nu s-au întâlnit, stai puțin, hai, mai râd de lume. Bine, hai să-ți dau pe cea mai tare și cu asta. Să terminăm cu asta. Încercările oficiale britanice de a fixa întâlnirea au fost respinse de biroul lui Johnson. În timpul ultimei sale vizite la Washington, apelurile federalului Cameron pentru aprobarea ajutorului pentru Ucraina au frustrat pe unii republicani. Deci, băi, l-au trimis la plimbare. Nu, nici chiar... măcar nu s-au întâlnit cu el. Exact. L-au bine, trimis, hai să închid eu în glorie. Deci, uite, G4media.ro, Zelenski cere Occidentului să protejeze Ucraina la fel cum a protejat Israelul. O, da. Ta-tam. Președintele ucrainian Volodymyr Zelenski a cerut aliaților ucrainei să o protejeze în același mod în care au reușit să protejeze Israelul de atacul aerian din partea Iranului. Transmite BBC, da. Opa, adică ce spui, da, zi tu. Avem un singur lucru de răspuns aici, 149C. Hai. 149C pentru hai, domnul mai dau o șansă. Ce înseamnă asta, Radu Tudor, de fapt? Înseamnă că pe măsură ce republicanii din Statele Unite fac jocurile lui Vladimir Putin și ale Rusiei agresoare, Ucraina se poate prăbuși de la o zi la alta. Transmite-i lui Zelenski treaba asta de la Radu Tudor. Mai se poate prăbuși, mă, cred că exagerează. Așa a zis el, săracu, ce vrei? Da. Ha? Ce treabă ai cu mine? A? Nu știu ce să... N-am înțeles nimic. Domnule profesor, ne vedem săptămâna viitoare. Cârstoiu președinte.
Zi mersi. Zi mersi. Zi mersi că ți-am făcut această concesie. Zi mersi că stoi o președinte. Nu știu dacă va mai fi candidat, că e pe toate sursele că nu va mai Vezi fi. Vezi că ar trebui să dăm totuși ceva aici. Să dăm, nu mai avem timp acum. Băi, nu, că durează o secundă. Doar o secundă. Pentru că, într-adevăr, mă gândesc eu... Vali, haideți că am terminat. Nu vreau să amestecăm greu cu neghinele care... A fost prea frumos totul ca să stricăm seara la final. Așa știi tu? A fost profesorul Valentin Stan. Era să zic, ireconciliabil. Endless! Unicul, endless. Unicul. Mulțumesc fără sfârșit! Mult. Ne vedem endless, da. Mai bine ceva timeless, un coniac timeless. Profesor Valentin Stan, ne vedem din nou mâine seara, orele 20. La revedere! Pa!